Bă, ne-am întors în Ark Ascended. Asta o să fie o serie cu modul Primal Chaos și dacă vezi episodul ăsta, înseamnă că am filmat minim 10 episoade deja și le-am și editate și or să vină episoadele în fiecare zi câte unul, până când se termină, nu știu, 10 zile, e posibil să avem episoade în fiecare zi. Așa că să-i dăm drum. Cum ziceam, avem Primal Chaos sau Primal Fear-ul după Evolved, mie mi se par similare. Așa că primul lucru pe care trebuie să-l facem noi e să facem un raft și developerii de la modul ăsta recomandă să faci raft cât mai repede. Așa că dăm drumul la treabă. Am încercat să mai jucăm și pe live. Pentru cine intră pe live-uri când joc Ark, știți deja că vreau să fac server. Am făcut pe Discord, puteți să intrați pe Discord și voi. Am făcut secțiune de server Ark, cred că așa se numește. Și dacă ne strângem 20 de oameni acolo, imediat dăm drumul la un server. De ce vreau să fac server? Vreau să fac serverul ca să începem să facem și giveaway-uri cu tricourile alea. Ce? Stai așa puțin că face ăla gălăgie. Deci, fără deci, vreau să fac serverul și să avem oameni aici ca să pot să încep să dau premii random în joc. Unul din ele ar fi neapărat tricou cu logo-ul pe care l-ați văzut în clipul ăla pe care... The fuck? Ce pula mea se întâmplă? Și de ce e sunetul așa tare? Nii acolo ceva zboară. E sunetul prea tare, futu-s morții mătii, trebuie să stau să editez sunetul ăsta acum. Dar revin după ce mă îndepărtez. Gata, cred că s-a calmat. Dar aici nu am cum să ies. Foc acolo. Not ok, bro. Despre ce vorbeam, mă, m-a spăriet ăla. Da, o să facem giveaway-uri cu tricouri. Nu e ok aici, mă, nu e ok. E worm de la Death Worm. În fine, îi fut un pumn în șpiț. Nu fi prost! Așa. Ce mai băgăm? Ce mai facem? Ce mai dăm? Am zis că dăm la giveaway-uri tricouri, jocuri pe Steam, cumpăr Steam key-uri, de ce nu? Și nu știu, mai vedem. Numai să ne strângem. Deci dacă ne strângem 20, imediat dăm drumul și la server și la toate chestiile astea. Mă gândeam să ascund chest-uri pe hartă și cine le găsește primește un premiu. Random. Tricou sau mama dracu de astea. M-am întors aici. Dar poți să stai, că nu poți să stai. Dau în apă, îmi fac în apă. Craftez ăsta. Am dat instant escape. Pregătiți-vă urechile. Unde dracu e, mă? Nu era departe. E cam departe. Dacă e ăla de acolo, e foarte departe ca să s-aud. Nu, uite-l. Totuși, dacă e ăla, sau de prea tare pentru distanța aia. Sau nu face ăla zgomot, ci face căcatul ăla. Not ok, bro. Acolo se întâmplă cu flăcări, văd. Dacă spar piatra asta, mă vede Dodo ăla, cred. Nu mă vede. Nu mă vede că e chior în ochi. Sunt păhit rău de tot. Ceea ce înseamnă că trebuie să punem repede un punct pe Fortitude. La nivel 16, dacă nu mă înșel, aveam raft. Am văzut. Du-te spre morții mătii. Futuți morți mătii. Cu un singur I. Morți mătii. Prima dată când încep jocul și craftez sub apă. La început. De fapt nu craftez. Minez, farmez. Farmez. Nii ăsta. E lângă mine aici. Știu că n-am șanse să traversez în not. Cu toate că pare safe. Încercăm, o riscăm. Nu riscăm că ia uite ce e acolo, ceva mare, ce nu-mi place cum arată. Cred că e Baryonyx ăla. Bă, stai mă, că e ceva de la Dilophosaurus. Ăla cred că face super gălăgie. Dar bă, dar să-mi bag pula cât sunt aici. Primal Spear-ul ăsta, deci dacă îl faci pe ăsta, te-ai scos puțin, că e infinit. De fapt, stai, nu, e reusable. Dar ca să-l avem pe ăla, avem nevoie de 50 narcoberries. Și ca să luăm narcoberries, trebuie să ajungem în tufe. Long story short, dificil. Dificil spre imposibil. Dă-te-n pula mea! Ce m-a speriat pelicanul gâtului mătii! Du-te morții, mătii! Dacă mai dai o dată, ești prostare și tu și măta! Nu vine, nu vine! S-a întors! Mă, ce prost ești! Și alb și verde! Dă-te-n pula mea! M-am crispat! Vine Baryonyx-ul, du-te-mă spre partea aia! Îmi place modul ăsta! E funny!
Nici nu-ți poți dori ceva mai mult decât să joci pe modul ăsta. Let's see. Mai punem HP. Am avut noroc că am rezistat la o lovitură. Bă, dar parcă dădeau mai mult damage ăștia. Când am jucat pe live, mi-a dat un de-ala, mi-a dat 2000 și ceva damage. Probabil e nivel foarte mic ăla. Hai să așteptăm să-și revină puțin HP-ul, că mă deranjează rău și vizual și sunetul e pampulea la bătăile astea de inimă. Mi-e place să nu-mi bată inima. Și cu bowl-a, știi cum îi rupi pe ăștia? Pe păsări dodo. Le-ai dat bola, le dai cu asta, că e infinită când dai cu click dreapta. Nu du-te, mă! La fund! La fund, Georgica! Nu ne poate prinde pe noi. Ăla e electric, nici asta nu-i bine, mă! Cum facem să fie bine pentru toți? Cum facem să ajungem mai repede la nivel 16 să fac raft? 36 de fundații avem... Bă, ești prost la cap, îi facem... 20 de fundații, le craftăm și s-ar putea să avem nivelul, să putem să facem 16 după. Facem experiență pentru nivel 16. Oh, ce-i aia? Stai că nu era îndat cum trebuie. Cred că nu era îndat cum trebuie. Da, bă, nu era randat cum trebuie. Mare țestoasă, bă. Sper că ești pașnică. Pentru că eu sunt. N-avem motive să ne certăm pe aceeași femeie. Wooden raft. Și ca să-l facem ne mai trebuie lemn și piele. The fuck, am uitat că ăsta-mi cere piele. Dar piele trebuie să găsim un dodo normal. Nu dăștea alfabet. Sau băietul ăsta aici. The fuck, m-am speriat, am crezut că altcineva a făcut așa. Ăla devine după mine. Și fut-o pe mâta. Unde pula mea s-a dus? A intrat în textură, mă? Eee, face magie. Mă dădeam și eu pe spate, coaie. Avea nivelul 145, mă, scârba. Nu este o problemă. Te-mi respawn. De-abia am murit odată, pe modul ăsta, bă, așteptați-vă să murim. La început de câteva ori bune. Și da, e posibil să fim într-o zonă mai ok acum. Da, cred că de aici putem să ne facem și raft. Fă-te mai repede, fă-te mai repede, fă-te, 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 fă-te. The fuck? Da, e beta, mă. Mori! Se pare că îndeajuns. Da, mă, dar mi-a dat piele beta, mă, și nouă ne trebuie de aia normală. Dar cea mai bună chestie de făcut acum e să găsim o pasăre dodo sau ceva care nu e alfa sau beta sau legendar sau ce dracu mai are serverul ăsta. Pardon, modul. De ce dracu nu mai sunt dinozauri? Ah, bă, stai că sunt. Not the good kind. Cum dracu, bă, un singur dilofozaur aici, putea măcar să fie normal. De-aia, hai să intrăm în apă. Fiți atenți, intrăm în apă. Vedem ce avem pe aici. Pare în regulă. Nu prea pare în regulă, dar îi dăm. Îi dăm și murim. Lasă asta, dar ce-i acolo? Ne trebuie raft neapărat. Încercăm zona asta. Da, scorpioni. Bă, și astea sunt zonele alea easy, cică. Asta ce e, mă? Nici nu știu ce am vrut să fac, mă. Am vrut să dau toggle photo mode, măcar să prind de un thumbnail ca lumea. Dar nici asta n-a reușit.
ne întoarcem aici. Stai! Păi am murit aici... Și o dădusem aici să mă... Hai să încercăm tot aici. Nu mor. Știți că nu mor, nu? Ai de pula mea! Ce amuzant e modul ăsta. Iisuse, ajută-ne! Teri. Bă, dar măcar aici... Ai avea o șansă. Nică să bată aia doi acolo, ce frumos era să iau eu după ei niște carne, niște piele, niște alea. Jerboa ăsta, cred că e ceva ciudat cu el și sigur nu e ce ochi urâți are. Sigur nu e pașnic. Deci n-aveți cum să mă convingeți că băietul ăsta e pașnic. Chinul continuă până o să facem rost de un raft. După nu o să mai fie greu, mă. Dar până să facem raft acum... Ne trebuie scala 50 de narcotice să putem să facem spear-ul. Mi-e frică de tot ce fuge pe lângă mine. Uite, am avut instinctul bun acum. Nici nu l-am văzut pe ăla, dar știam că îl aleargă ceva pe ăsta. Muie Dodo Beta morții, mătii. Nu că e aici, fugi mă, fugi mă. Când pula mea te-ai întors după mine, mă. Bă. În continuare, susțin că este foarte amuzant acest mod futemaș în morții lui. Bă, dacă căcatul ăla de pasăre Dodo Beta era aici, mă. Nu mă deranja dacă era aici. Și acum o să mă duc eu aici și o să vină după mine, că na. Am văzut. Am văzut ușița. Și 69, s-ar putea să întrebească 75 la piele. Și-a venit ăsta aici acum. Du-te mă spre morții, mă, de joc. Asta nici nu știu, e normal. E anal. Ăștia m-au văzut că trag, mă. Și încerca să ocolesc insula asta. Să mă duc pe margine așa, să văd pe partea cealaltă. Poate dau de ceva cum trebuie. Că cu proștii ăștia doi aici, n-ai ce trebuie să faci. Da, ia uite, că ieși pe partea cealaltă. Și dăm pielea ta. Putem să facem raft? Putem! În sfârșit! Altceva, mă! A, uite, acolo e zona cu craniu. Ok, deci pe lângă aia știu că ne-am făcut când ne-am jucat pe live. Ne-am făcut bază acolo. Și a fost super șmecheră zona că nu erau dinozauri. A shiny Rockwell has emerged. O să vă prind și o să vă omor pe toate. Nu vă suport, păsăr Dodo, alfa, beta, gamma. Nu știu dacă m-ați trollat sau nu, dar pe live mi-ați zis că ăștia sunt pașnici. Dar nu arată deloc ok. Și mai fac și dansuri ciudate în apă. Ce pula mea aveți, mă? Nu mă risc. Voiam să mă duc pe insula acum să văd dacă are passive taming system sau ceva. Dar nu ne riscăm. Cred că insula asta din față, da. Da, asta e. Că noi muream mereu acolo, în stânga, unde-s păsările alea două... care urmează să moară și traversam cu raftul imediat pe insulița aia din față, care era safe. Niciodată n-au fost dinozauri pe insula asta. Bine, m-am jucat de 3 ori pe harta asta și de 3 ori am intrat pe servere diferite, dar de 3 ori am ajuns aici și niciodată nu au fost dinozauri. Long story short, e o insulă safe. E o insulă safe sau doar în imaginația mea e? Nu e nimic aici. E din contră, avem un drop. Mergem, poate îl prindem, poate nu dispare chiar când ajungem lângă el, cum de altfel am mai pățit noi. Nu pleca, nu, să nu dispari, mai stai. Mi-a dat două sedeluri puternice. Pietrele astea umede, nu știu dacă știți voi, îți dau mai mult metal decât pietrele normale. Nu îți dau cât îți dă zăcământul de metal, dar uite. 6-7 deja și cu târnacop de piatră. Bun, egg collector, da. Avem nevoie ca să facem kibble. Trebuie să facem rost de o grămadă ouă și Chaos Forge. Asta ne trebuie neapărat. Cred că pe ăsta îl facem singurul pe care îl facem. Ăsta e. Că facem și metal normal la el. Să vedem pe crafting ce ne mai trebuie pentru ăsta. Normal că piele. Dar Baryonyx-ul ăla să nu vină la mine că nu. Chiar n-am treabă cu el. Nu vreau să-l văd.
Bun, hai să adunăm niște 50 de narcotice ne-ar trebui ca să facem spierul ăla iar. Hai să plecăm, să încercăm. Să mai găsim niște animale normale pe aici, pe margine. Le dăm săgeată după raft, mergem, le luăm pielicica, facem forgiu, facem metal, and so on. Not a good target. Ia uite acolo, not a good target. Vezi că e de la MOV, mistic, cred. Nu, era normal. Ha. Mă, pulă, ce mai păcălat. Mai păcălat. Uite pielea. Să nu veniți acum, lăsați-mă să ajung la raft. La raftul cu produse proaspete. Gata, bă, putem să facem forgi. Bă, dar pleacă, mă. Na, mă, s-a urcat în bază el, mă, deja. Nu mă duc aproape că deja e suicidru. Bă, dar pleacă. Uite-l, bă, că vine fix spre mine el, mă. Nu! Așa ceva nu se face. What the fuck? Am un noroc la jocul ăsta. Putem să facem forgiu. Nu putem, ce ne lipsește? Fibră și mai avem diferența de piele. Uitasem. Dar o am acolo, la ăla. Asta parcă era super rapid pe notat. Că i-aș fi dat o săgeată să-l fac să vină după mine. Și plecam cu raftul departe, dar mie că mă omoară. Nu e, singura chestie pe care... Ia vezi, mă, acolo. Singura chestie pe care putem să facem deocamdată e să mă duc în celălalt capăt al insulei. Poate face jocul în așa fel încât să îl aducă pe ăsta după mine. Ceva conspirație se întâmplă în jocul ăsta să-l aducă după mine. Nu vezi? Că vine. Ok. Și dau roată, nu știu, dau roată insulei. Mergem cu ele gata făcute, nu mă duc dinainte. Suntem ok. Deocamdată, i-am pus greșit, dar nu contează. Avem să facem forgiu. Avem să facem forgiu. Evoluăm, băieți, evoluăm. Ah, nu mai avem piele să facem și smithing. That's fucked up. On today's episode of how fucked up it's fucked up. That's fucked up. Bun, ăla e acolo. Chestia roșie e posibil să fie un ou dropat de el. Ce facem noi? Mergem să mai luăm două bucăți de piele. De unde? De la o pasăre dodo sau ceva pe care îl găsim pe o margine de drum. Taci-mi pula mea, câine! Latră câinii pe stradă, scuze. Ii, mă, s-a luat la bătaie peste drum. Așa, bine că ai dispărut din peisaj. Cum a venit el la noi, mă? Stai! Nu mai avem săgeți! Și n-avem nimic la noi! Nu vine să cred. Aoleu. Și ce fază mișto era dacă îl și omoram pe ăsta, s-a urcat singur pe raft să moară. Nu mi-a făcut nimic, mă. Bă, ăștia chiar sunt pașnici, nu m-ați trolat? Nu știu, tot mi-e frică, tot n-am încredere în voi. Știți ce am realizat? Doamne, nu, că sunt uman. Noi am rămas fără săgeți, într-adevăr. Dar aveam spear-ul ăla reusable. Care e infinit. Nu că mă duc să mă împușc în cap. Fac o prostie. Sau fac o chestie super șmecheră pentru că am văzut și un ceva dilofozaur pe acolo. Ia hai, mă. Ce-o fi, o fi. Prima dată luăm drop-ul. Nu contează ce e în el. Piele. Fugi la raft. Fugi, Georgica. Du-te, Petruț. Nice. Și acum ajungem la bază și Baryonyx-ul ăla iar la noi. Am avea norocul ăsta noi. Hai, mă, că nu e. Mă, bun. Facem smithy.
Asta arată șmecher rău de tot. Yep, a mi-i place. Pentru tine, dragule. Ia așa, ia așa și ce ne mai trebuia? Piele iar. Ok, pickaxe, hatchet. Tot ce înseamnă alfa, hide, sânge, tot ce ține de mod, băgăm în smithy-ul ăsta. 100 de săgeți, vă rog, să le băgăm aici. Așa, da, mă. Mă simt mai în siguranță de 54.000 de ori. Restul lăsăm aici, că s-ar putea să nu se știe la cine mai trebuie. Bagă-te direct în forge, tu, bă. Tu, așa. Bă, cred că așa terminăm episodul. Primul. V-am zis, dacă ați rămas până aici, vă repet, dacă vedeți episodul ăsta, înseamnă că și mâine urmează să vedeți un alt episod, pentru că încerc să fac 10 episoade, minim 10 episoade, le editez și de-abia după încep să le postez. Așa că ne vedem mâine cu următorul. Peace! Bă, ne-am întors cu al doilea episod, a doua zi, din postat clipuri consecutive. Pe asta nu știam, e prima dată când apăs din greșeală în loc de W, am apăsat E. Nu știam că ai și rotate. Faci cinematicuri cu asta. Oprește-te, gata. Dacă v-ați uitat la primul episod, știți în ce post... Ia acum, acum, cu ce... Cu alt. Nu mai știu să joc, bă. Deci, dacă v-ați uitat la primul episod, știți în ce punct ne aflăm cu jocul. Dacă nu, dă-i drumul și uită-te că... La mea. 20 de minute. Poate să aibă 20 de minute, poate să aibă 5 minute, poate să aibă 10. Care este goalul zilei de azi? Azi trebuie să mai facem încă un cotecior aproape de bază, nu lângă bază, puțin mai departe, că o să facă zgomot. Și o să luăm femelă și mascul de dodo ca să facem ouțe, pentru a face kibble, beta, alpha and so on. Așa că fără să mai stăm la discuții, îi dăm drumul la treabă. Avem berries la noi, avem raftul, căutăm dodo normale, mascul și femelă și ne întoarcem la bază cu ei. Mai simplu de atât nu se poate. O să mă mișc puțin mai greu episodul ăsta, că mi-am făcut ceva înainte să înceapă episodul. Mi-am făcut niște afine de-astea de munte cu zahăr. Bă, și-s bune rău de tot. Nu știu dacă mi s-au înnegrit dinții, dar coaie, au gust de munte. Așa. Eu, am și uitat de ăla că există. Nimă, ce-i ăla? Că nu-i Giganotoraptor de ăla. Aș băga să iau ouțe de-astea, dar cum m-am dat jos, cum mă vede dodo ăla și vine? E de la mujist. Putea să mă strecur repede să iau unul. N-am făcut bine că era ou de ăsta. Era ou de țestos, domnule. Și l-am supărat că i-am luat ouțul. Levuedet, că n-ai ce să faci altceva. Uite acolo, văd un doduț micuț, care nu este alfa, beta de ăștia, că e mic, mă. Un strudel mic el. Cum facem noi acum cu aim-ul? Că stăm bine pe aim noi, dacă vă aduc. Ia curcan shadow, mama dracu, nu vrem, mă. Deci s-a înfipt în el și nu i-a dat damage. Nu, că distruge raftul. Mă, pulă. Cine te-a învățat să faci așa ceva? Unul jos. Unde s-a dus, mă? L-am pierdut din oc. A, uite-l. Dar sunt ăștia verji. Ăștia trebuie să-i omorâm înainte ca să putem să facem noi ceva. În caz contrar, nu o să reușim să facem nimic. Ce țigan să-mi dau și fug. Și tu. Bă, am scăpat repede de ăștia, mă. Dar hai înapoi pe raft, mai aruncăm un ochi, că nu, n-am încredere. Hai să căutăm dodo. Unde te-ai dus, mă, strudel? Bun. Ia berries. Ia și ouă ăsta, că de ce nu, dacă toți suntem aici. Și haide, nici nu m-am uitat, e femelă sau mascul? Mascul. Ne trebuia ei de cealaltă parte. E bine și așa. Treci. Treci pe raft. Stai pe raftul cu dulceață. Fac. Nimă că să neacă. Vino. Stai. Să vedem ce mai avem pe aici. Ce ne mai omoară pe aici. Pe ăsta l-aș omorâ. Pentru piele. Hai tu la bază. Măcar mascul știm sigur că avem. A început episodul chiar bine. Mamă, ce e acolo, bă, băiatule? Nu prea mă văd la nivelul
la care să pot să fac față chestiilor lor. Dar bănuiesc că după ce treci de astea vanila și ajungi la alfa, beta, mama dracu, care mai sunt, elemental și nu mai știu, probabil totul devine mult mai ușor. Dă-le pe astea înapoi că-s bune la taming și ia-le pe restul. Ok, ok, preserving bean, ia vezi, căcuț. Trebuie să facem preserving bean-ul. L-am luat măcar, l-am luat, that's nice. Facem unul de ăsta, facem și compost. Dacă tot, na, am luat șetuț de la băiet, cacă ou, mă. Ce dacă ești mascul? Hai după femelă, bă. Merge, nu-i mai aproape. Poate s-a spawnat vreuna pe plaja asta aici. Hai să nu-i deranjăm pe ăștia. Mă, ce-l faci cu ăsta? Sau grătar? Ni alțestos. Sunt abundenți pe această mapă. Bă, dar nu știu, e agresiv ăsta? Că n-aș vrea să-mi distrugă raftul. Hei, stai acolo când vreau să aflu. Mini-insula asta e plină, bă. Cu nimic din ce-mi trebuie mie, dar... Ba da, vezi păsări dodo aici. Femelă. Am omorât-o. Ia-i puiul. Ia, mă, apare promptul. Nu apărea promptul. Ești prost la cap. Stai, ia carnea. Nu, că eu omor pe asta. Ba da, hai. Da, stai. N-am nevoie de doi masculi. Nu, n-avem. Femelă de 130. Păi și unde e? Tu? Cumva tu? Dar stai că e tu 50 și ești femelă. Am găsit-o. Am găsit ce trebuie. Sper să nu vină dracii ăștia peste mine acum. Hai mă, mai bagă o boabă în tine. Bebeluș, urmărește-ne. Că o să te omor și o să... Nu fi prost. Nu fi prost tu. Stai acolo, stai acolo. Stai acolo, stai acolo. Nu știu dacă ești pașnic sau nu, stai acolo. Bă, da frumos e ăsta. Da târșă mie de el. Dar vreau și eu unul. Gata flăcău, ți-am adus pe pușă să vă sexați. Să faceți ouț. Bun. Enable mating. Enable mating. Vezi mă că nu mă las aici să pun. Îl mutăm. Îl dăm un rând încolo. Mai spre plajă cu ei. Nima, ați făcut wow kinder. Gata. Sunteți safe aici. E de ajuns de cal lângă ăsta. Perfect. Trebuie să le facem feeding through. Să mănânce narcoberii și ele. Poate mi-au somn de la astea. Două. Nice. Femelă. Două femele. Așa, da, mă. Se vede că l-am clocit eu pe ăsta. I'll take that. Thank you. Feeding-ul. Cel mai important e acum. Să nu stau eu să bag mâncare în fiecare în parte. Stau aici să dau claim ăstora și după aia cred că ne apucăm să facem un kibble pentru beta sau alfa, să prindem și de-alea beta sau alfa. Nim albastru! Femelă albastră. Asta e ca lumea. Nice. Trilobite, ce cauți mă aici, mă? N-ai nivel? Nice, 260. Încă unul. Păi de ăștia să tot vină. E bine așa. Now we wait. Dacă timp așteptăm și stăm degeaba, hai să facem ceva. Am prins fulgerul. Am prins fulgerul. Putem? Putut. A, ne-a dat blueprint. Dar ne-a dat keratină. Ce e aici? Intrăm? Mai ieșim dacă intrăm? Ce mă, e ceva aici special? Sau doar să traversează spre nimic?
Ia, aveți ciupercile. Bă, ăsta e loc ca lumea aici. Ce este cu această peșteră? Hai să înaintăm puțin. Metalul, bă. Cum stătea el cu minte aici și mă aștepta. Și ăsta e obsidian. A, nu, e metalul care s-a spart. Bă, dar ce e aici, mă? E chiv cu mobi? Da, uite șarpălău! Și mi s-a părut că ăla era cristal. Ce, vreau și cristal acum. Nu mai vreau! Am glumit! Ține-l tu! Au, mă, la el! Ce s-a rățuit la mine! Mulțumim pentru metal! E bine că știu de asta aici, o să revenim! Eu am crezut că doar traversezi bridge-ul ăsta, poduțul. Deci am avea nevoie, ca să mergem la sigur, de minim 4 morcovi. O facem rost imediat. Ca să putem să luăm o pasăre Dodo Beta. Să putem să începem să producem ouă beta. Dar eu m-aș mai băga odată acolo, sub pod. De fapt, în peștera aia. Să văd dacă dau de niște cristale, că avem nevoie de cristale să facem și spyglass-ul. Și nu doar spyglass-ul. Avem nevoie de cristale pentru multe chestii. Și pentru egg collector-ul ăla. Da, bă, asta ne trebuie. Deci dacă am avea cristale și egg collector-ul, n-am mai sta noi să ne batem capul că, bă, au făcut alea ouă și trebuie să le adunăm. Da, erau cristale. Hai, dă. Gata, gata, fugi. Ne ajung astea, 94. Vin șerpii după noi. Ia, uite, detalii frumos acolo. Aici îl pun. În care mai au? Nu, unde ajuns, dar mai au. Două bucăți, bun. Luăm săgețile. Luăm nenorocirile astea. Și mergem să prindem pasăre Dodo Beta acum. Hai, da, vin. Trank, 145. Bă, ce nivel frumos are ăsta. Sper că te faci cu una. Una. Perfect, bă, băiete. Anbolează-l. Move closer to ride. Stai aici. 90.000 torpor. Și-l urmărește fix pe ăla. Ăla dacă vine acum după mine să mă vadă pasărea Dodo, îl aduce și pe ăsta cu el. You gonna die. Hai să ducem năzbâtia asta acasă. Și ne întoarcem după celălalt. Dar nu aici, ne ducem în cealaltă parte. Ce plecaste, turbo. Păi chiar are viteză, bă. Acolo unde-i drop-ul trebuie să mergem. Bă, dar era țestosul ăla mare aici. Oare mai e? A, mai e. Dar a plecat după insulă. Și e gerboa și aici. De la Mystic. Sau Mythic. 1.000.000 HP. E boss. Hydro Guardian. Și e tameable cu Elemental Kibble. Oricum, pentru faună... ești distrușenie. Uite ce dans are și ăsta. Ah, pentru ouțul ăla. A distrus ăsta toată insula. M-a văzut ăsta. Stai că i-am dat somn ăluia. Mă risc. Ia chibonul repede. Cum? Nu știu, s-a întâmplat să iasă cum trebuie. Hai să-l duc pe mal. Ha, să-l urc pe raft.
E bine, mă. Hai la ouat. De fapt, l-am perecheat tu. Bă, am terminat-o bine și cu ăștia. Eu zic că ajunge pentru episodul 2. Mai joc eu puțin. Să-i înmulțesc și pe ăștia. Și na, ne vedem mâine cu următorul. Hai, peace! Bă, ne aflăm în ziua 3 de postat consecutiv. V-am zis că mai stau eu să mă joc puțin după ce am încheiat episodul, ca să multiplic păsările astea beta. Cred că ne ajung astea. Bă, nu mai faceți ouă Kinder. Și în episodul de azi ar trebui să facem noi niște Alpha Kibble, să prindem și Alpha. Planul e făcut, sunt gata să-l execut. Pentru Alpha Kibble, să plecăm tot așa cu două, ne-ar trebui 6 lămâi și 4 morcovi. Nu-i ok, bă. Ne-ar trebui un greenhouse făcut. Asta înseamnă mai multe cristale. Asta înseamnă că lăsăm totul acasă, cu excepția picamărului. De fapt, pickaxe. Târnăcop. Și mergem să ne mai luptăm acolo. Cu norocul. Vedem în pula mea dacă putem să mai luăm niște cristale. Să facem un mini greenhouse. E cam periculos locul ăsta să-mi bag pula pentru niște cristale. Voi ce faceți? Cum sunteți? Că nu v-am întrebat. V-am întrebat vreodată în vreun clip ce faceți, cum sunteți. Nu știu. Pe live vă mai întreb, dar așa în clipuri nu cred. La mine e bine, m-am apucat de filmat. Astăzi nu aveam de gând să filmez. Dar e cât dracu e. E două noaptea. Nu știu dacă vedeți voi ceva. Dar e două. Și e așa răcoare afară. Dar n-a fost în nicio zi vara asta așa de bine și de răcoare. Nu-i bine. Unde era, mă, pe Yanga, nu, mă? Că eu nu l-am văzut, mă. A, uite-l colo. Uite-i colo. Aș putea să-i fentez tot prin partea aia. Sunt în textură, nu? Sunt în textură, nu? Nu? A? Nu? Da, eram în textură. The fuck? Joc, de ce îmi face asta? Hai, mă! Aș lăsa-o aici. Aici nu mă vedeau. Și să mă duc să-i dau blană. Să am noroc să trecem de șerpălău. Not here, not here. Bun. Astea sunt. Altele nu-s. Până data viitoare, talentul părăsește camera. Dacă... Nu, mă. Așa. Hai afară. Hai afară la zăpadă. Cât am luat? Nici nu m-am uitat cât am luat. 400 și ceva. Bă. Bun. Pe ciment o să stăm rău acum. Ba nu, că avem cheratină și chitină. Unde se întâmpla magia? Parcă aici. Asta e că nici nu le-am luat, nu măcar. Glass. Ia uite-l, mă. Și... ciment și metal. Ok. Bă, dar să vezi că trebuie să le replantez. Drop-ul. Ce era să nu-l văd? Ne-ai adus ceva frumos. Poți să le duci înapoi. Mamă, ne trebuiesc astea 7 și încă 5 așa. Și acum să le luăm. Dă-te-n pula mea! Nu fi prost! Intru în casă și te omor. Bă, m-a strolat, mi-a zis că ăsta-i pașnic. Dar mi-a dat 3 bucăți și pleacă acum. 4600, păi ești mort, fraiere. Ești ca și mort. Sau ca și prins. Unde te-ai dus? Năzbâtie. Stai și creșteți torporul. Ce-am crezut că am ratat-o pe aia, chiar mă ofticam. Treci aici! Nu, că mai am una! Leșină, leșină, leșină! 12.900, deci dacă nu ratam pe aia aveam la fix. Cancel, dă astea repede. Jos! Bun! Carne de pește, de unde pula mea îți dau carne de pește? Intrăm în apă, pescuim. Prostule, oricum nu mai pleci de aici, mă. Dar vrea el decât...
pește, mă. Trece aici. Bun. Ce-a venit el, mă, să ne invadeze? Ask vestul acum, fraiere. Cum o să stai să faci treaba pentru noi? 145 nivel. Bă, voi vă dați seama, mi-a consumat toate săgețile scârba ordinară. Până își dă ăsta tame, facem ce aveam de făcut. Așa îl facem, mă. Hai să luăm cropurile. Să le punem. Apă. Cum, mă, 0 din 600? Așa, bun, și-a revenit. Hai iar la harvestuit semințe. A apărut el de nicăieri, bă, ce m-a spărie puțin. Taci, că și acum m-ai spărie puțin. Lămâi ar trebui să punem mai mult acum. Data trecută am avut două cropuri cu morcov și nu trebuia, că la morcov ne cere câte 2 la kibble. La lămâi, în schimb, ne cere câte 3, de unde rezultă că trebuie să facem mai multe de lămâie, nu de morcov. Ui, ce bine că n-am avut încredere în voi când m-a strolat pe live să mă duc la el, că e prietenos. Nici m-am uitat cum se numește. Paraxenisaurus. Și are 4,6 KHP. Bă, dar nu ești rău. Acum parcă chiar mă bucur că m-ai atacat. A shiny stalwart indigo rubber alpha manta, mama dracu. Auzi tu nume acolo. Facem și un long grass. Îl dai pe damage cu asta, mă, acum. Și pe torpor ca lumea. Și ne-a dat chichitină, iar. Acum nu știu dacă ăsta funcționează. Gata. Gata, s-a ridicat băietul la noi. Ia zi, mă. Al cui ești tu? Ne lipsea doar cimentul, mă. Facem cimentul cu jap muf și să vezi ce-l călărim. Ne dăm cu băietul. Se craftează. Hai, băiete, să vedem ce știi. Amunșină cu câu. Ce facem, mă? Ia. Nu. El dărâmă și face astea, dar... Ia, că e bun pe viteză. Hai să văd, mă. Ce-ai tu aici? Sick fish. Passenger seat. Ride. There's on the storm. Aici e ceva. Sick fish on low health. Ceea ce nu știu ce înseamnă. Cred că dacă îl dau pe enable wandering, pescuiește. Stă binișor pe viteză overall. Dar nu știu ce face cu câu. Deja are 22.000 HP. Nu știu ce face cu câu. Că ceva face. Bun. E bun la pescuit. Chiar foarte bun, 30.000 HP îți las și de acum încolo o să-ți pun puncte pe atac. La voi acum mai durează? Mamă, ce rapid e ăsta în apă. Nu știu cum o fi pe atac contra Dodo. Ua, nu le face nimic cu câu. Ce ai, mă, e altă viață. Ce atac are ăsta în față de Dodo? V-ați văzut cât mi-a dat? Ia mai de o dată. 380. Băi! Mă bag prea mult în pădure. Mă mănâncă. Hai să nu. Hai la păi engine aici. Nici nu mă bag în seamă. Bă, am venit să mă bat cu voi. Mulțumesc pentru chitină. Ia vezi, mă, că acum am văzut ăla cu zero acolo. Care-i treaba cu el? Nu contează, hai să mai luăm niște cristale după aici. Nu s-au respawnat. Scârbele. Murim? Stai, cam punct să pun. 3 chiar. Ni-metal. Mult metal. Dar ce greu să randează peștera, bă, băiatule. N-am mai fost niciodată pe aici. Și-mi cam sacadează. Cred că sunt safe să mă dau jos puțin. Bun. Și hai să dăm și în metalul ăsta. Oh, dar cară, băietul. M-aș duce eu și mai departe. Nu că vine șarpalău. Te-am văzut, fraiere. N-ai ce să-mi faci, că fug! Încerc cel puțin. Hai că am luat destule.
Hai înapoi la bază! Ui, ce bine merge aici că e harta randată. Mama, chiar ai fost util episodul ăsta, bă. Care mult îmi place. Avem o grămadă. Sunt pasager, mă. Ia-i să facem o ultimă prostie, mă. Să vedem ce damage ne dă ăsta. Ce damage ne dă curcanul. Și ce damage îi dăm noi lui. Curcan Shadow. Poate n-apucă să ne dăm damage. A? Ia vezi că ți-ai invocat. 1300, hei, hei. Hai nu fi nesimțit. Tu mori așa încet. Mori cu tactică. Hai că mai ai 1000, unde fugi? Bun, mă. Hai să mergem să vedem ce am primit bun. Coboară și drop-ul. Ia. Shadow hide. Și pentru asta ne trebuie shadow, mă. Sau mai avem aici? Ia. La shadow. Da, bă, shadow kibble. Shadow multe chestii, de fapt. Multe. Încă două. Ce m-am spăriet. Am crezut că e dinozaur. Voi ați început să produceți. Ia vezi, mă, ce poți să mai faci cu sângele. Dai sumonare. Turetă vulcanică, turetă alfa. Taming helper de 250. Kibble legendar. Astea sunt cele mai tari, mă. Cu 2500 și durabilitate 3000. Astea sunt alea normale. Următoarele sunt de alfa. Dacă mă înșel, da. Cu 600 și 500. Nu-i rău. Asta cu 1200 și asta cu 2500. Bă. Da. Asta arată mult mai bine, dar trebuia să le facă paste așa. Ne ajută viteza să mergem după dropuri. Uite, unul aici. Nu. Da. Și ăsta, că de ce nu? Și ăsta, da, ăsta, da, timpul. M-am blocat. Uite, gata. Nu m-am blocat, mă, ce aveți? Aș trece prin fața ăstuia să văd dacă mă atacă. The fuck? Nu cred că ai făcut. Tu pari chiar ok, ești. Remaining time. O secundă până la ce? E pașnic, mă. Vreau să cred. Încă dacă mă dau jos, rupe ceva în mine. A? Voi îl vedeți, mă, cât e? Mă, flăcău. Cu ce te ocupi tu? Măcar știu că e... Are passive taming sau ceva, dar nu mă atacă. Asta e bine. That's nice. Dar nu știu care era treaba aia cu remaining... Hai să înaintăm puțin și aici. Că mai avem puțin și... Că mai avem foarte puțin și trebuie să oprim episodul, bă. Deja se filmează de mult timp. Tu, mor și tu. Mă, tu când ai apărut aici, că nu erai. Nu, mă! Nici așa. Că nu suntem chiar așa de buni. Dar uite ce frumos e, mă, nenorocitul ăla. Nu te mai bloca, mă, bă, bă. Hai, mă, să fim prieteni. Bă, cred că ăsta e episodul 3. Am făcut ceva progrese. Avem și un dinozaur nou. Poate în episodul 4 reușim să facem Alpha Kibble. Dacă avem destule cireșe, era să zic. Dacă facem destul de multe lămâi. Da, uite, mă, că erau aici. De ce dracu nu le-a cules? În fine. Și ce să zic, zile consecutive cât mai multe, ne vedem în următorul. Peace! Bă, de data asta ne-am întors cu episodul 4, ziua 4-a, într-adevăr, dar...
Hai de plume. Problemă mare, de la început, fiți atenți. Am filmat episodul 4, doar că... Stați să vă arăt. Ca să înțelegeți, în momentul în care eu am dat drumul la record, cum de altfel se întâmplă și acum, aici la screen, nu știu de ce, nu mi-a detectat monitorul. Și tot episodul 4 e negru, așa, tot episodul, dar vocea se aude, uite. Bă, ne-am întors cu episodul 4. Să nu mai zic că uite, bă, dar s-a filmat, mă. Și am zis aici, episodul ăsta s-ar putea să fie cel mai scurt dintre astea pe care le-am postat până acum. Chestia asta se întâmplă din cauza că, bă, s-a cam avansat. Hai să nu zicem că nu. Ne-am făcut și armura full, da, o vedeți imediat. Avem 12.500 defense total. Îl avem și pe acest băiat, acest PT Alpha, care ne ajută foarte mult. Ăsta e, în fine. Ați prins ideea. Ce putem să facem acum e să filmăm din nou. Vă arăt progresul la început, ce s-a progresat în episodul ăsta. Și facem episodul 5 cum ar fi episodul 4. Dăm skip un episod. It is what it is. Deci, el este Petey, un pteranodon alfa pe care l-am prins foarte ușor. Am zis că mergem în căutare de zburător, să străbatem și noi cerurile astea superbe. Și fix pe insula aia din față l-am găsit. Singur cuc. Am găsit un ou de anzu. L-am luat și pe ăsta. Ăsta cu e foarte inutil, că avem pteranodonul. Și noi arătăm gay stick, dar pe cât de gay arătăm, pe atât de puternici suntem. Pentru că fiecare bucată de asta are 2500 armură și 3000 durabilitate. Deci 12.500 defense. În momentul în care ne mai atacă o pasăre dodo sau orice alt dinozaur, dacă nu are damage mai mare de 12.500 per hit, nouă nu o să ne dea deloc damage. După un calcul simplu făcut acum repede, jap move. Vine drop-ul, nu ne trebuie, mă. Ce-am mai reușit să descoperim? Am descoperit că e nevoie să facem altfel de kibble. Dar, uite, de exemplu pentru ăsta, Fairy, e nevoie de ou vulcanic și fruct vulcanic. Și fruct electric și hidro, acum am văzut, țâmba. De unde le luăm noi pe astea? Mergem și explorăm, pentru că altceva nu avem ce să facem. Nu avem cum să depistăm locul de unde. Dacă că zburăm... E mult mai simplu. Ăsta are ceva statusuri bunicele. Are 19 base pe melee. Pe HP foarte prost. Avea 10 base. I-am mai pus eu 25 de puncte ca să-l aduc în stadiul ăsta. Luăm ăsta la noi cu ăsta. Că nu se știe, poate facem vreun taming. Săgețele și îi dăm drumul. Bă, și explorasem harta de parte. Am ajuns la maimuțe pe acolo, la alea din stâncă. Am făcut poze cu craniu. Am zis că îl duce capul. Deci și glume proaste s-au făcut. Uite, maimuța aia. Prima dată când am văzut-o m-am spăriet puțin. E cu capul în nori. Dar ok, mă opresc. Mă opresc, nu mai zic. Bă, sper că măcar screenshot-urile alea s-au salvat pentru thumbnail. Că au ieșit ok. Eu acum caut ceva loc unde să găsim vulcan, că mă gândesc că în zonele alea găsești ou vulcanic sau fruct vulcanic sau de-astea. Dar se pare că mă îndrept spre opus. N-am fost niciodată pe aici, se randează greu harta. What the fuck is here? Am ajuns la marginea planetei. Ce aveți, mă? Bă. E destul de mare harta asta. Cam multă apă, dar overall e imensă. Mai ales dacă ești genul care joacă prin apă mult. Că rămânem fără stamină, băiatul. Am dat dargii, mamuți, anchi, ăla-i managar, nu e bă, e dragon, ce pula mea? Dragon electric. Dar are doar 10.000 HP, nu e așa wow. Dar mi-e puțin teamă să nu mă dea jos de pe pasăre. Aia dropează ceva ouă când îi omori. Pe aici. Pe aici, hai. Am găsit o mini oază. Castel de gheață. Am ajuns la Elsa acasă. Avem ceva interesant pe aici sau? Avem, bă. Artefact. Dă-te-n... Primul artefact pe care îl luăm ever pe mapa asta. Și pe Ascended și pe Evolved. Când am jucat-o pe Evolved. The Artifact of the Cunning. That's nice. It's good to have you. Hai să mai explorăm, că îmi place pe aici. Singura problemă e că nu ne îndeplinim goal-ul. 114.000, mă, purcelule. Cam mult, nu crezi? Ne riscăm noi cam mult pe lângă dragonașii ăia. Nu credeți, dragilor? Acolo se poate ajunge sau... Ia, se termină mapa. Nu pare că s-ar termina. Ba da, se termină mapa, mă. Se termină mapa, mă, încolo. În dreapta, acolo trebuie să mă duc, mă. Unde am fost pe live. Da, mi-am amintit acum. Unde m-ați trimis voi pe live. Acolo mergem.
Probabil ești ceva ca lumea, dar nu se poate ajunge acolo. Dar se poate ajunge aici. Mă, bun, am ajuns în locurile astea unde e cu focul. Ia, stai un pic. Ce ești tu, Vulcanic Guardian? HP 1 milion. That's ok, bro. Găsim ceva, pe aici. Ăsta pare agresiv. Hai să nu verificăm. Hai să zicem că e agresiv, nu doar că pare. Avem pe băiatul ăla care e electric. Vulcanic Rex. Ai buvniță, mamă. Mystic Owl. Fruct vulcanic de unde? Trebuie să combini vreun fruct anume cu sânge vulcanic sau... Hai să găsim, hai să găsim. 37 de milioane. Primal Resurrected Rex. Cum mă 37 de milioane HP? Când îl bat eu mă pe ăsta? Tu ce ești mă? Ia uite-l pe ăsta. The fuck? E cu d-astea, a? Așa, așa funcționezi, așa faci. Probabil crezi că ai scăpat, dar nu. Mori! Bă, da, de murit a murit, dar nu mi-a dropat nimic, mă. That's not ok. D-astea nu se fac. Cum să nu-mi dropezi nimic? Nii, mă, ce voiam eu să-i dau repede că era slăbit. Dar sunt curios ce damage îi dă. Ești slăban. Te omor. Că nu ești chiar așa slăban. Tocmai ce-i fost harvestuit. Și asta era pe lângă noi. O să omorâm și unul de ăla. Cine-i dat, mă? Legendary Blood, Legendary Hide. Nu știu când l-am omorât pe ăsta, dar ok. Încercăm să batem ăsta acum. După ce ne odihnim puțin, să avem full stamina. Poate nu ne rupe pe damage. Uită-l și pe ăla acolo. Hai să dăm o dată să vedem. Dar vine ăla, s-a apropiat ăla de mine acum. Vezi că ăsta dă de rupe. Hai să nu. Aici se poate intra. Și se moare din asta? Că de obicei se moare din asta. Aparent de data asta nu. Ia mă, e pe aici ceva informații despre ăla vulcanic. Nu e mă. Un Hydrorex. Și un vul... Uite, ăsta e slab tare. Uite prost de ăla. Te dracu. Dar ăsta e slab tare, bă. Ăsta dacă l-aș fi făcut să iasă de aici. E slab tare și moare din lavă. Nu, mersi. Așa, bun, a ieșit ăsta. Hai de vină după mine, eu nu mai... Doamne, a căzut iar acolo. Dar sunteți proști tare. Bun, am luat după ăla. Am luat? Da, am luat aici. Elemental Blood și ăsta ce dracu e? Treasure? Nice! Urmezi tu să mori. Mă, mi-a dat 2000. Mi-a dat 2000 scârba asta. Bun, mort și ăsta. Hai să ne întoarcem la bază. Verificăm care e treaba cu harta aia. În ce parte e baza? În partea aia. Și mă informez puțin pe net despre cum să fac fructul ăla vulcanic. Nu știu care-i treaba cu ăștia. Dă-te, mă. Wyvernul acela apare foarte puternic. 84.000 HP. N-aș vrea să mă bat cu el. Home sweet home. Spawnează-te. Așa. De fapt, randează-te. Ok, punem artefactul aici. Cred că e nevoie să facem lopata, bă. Yep. Ciment, metal, lemn. Se face la smithy, mă, ea. Așa a zis. Mă, shovel. Can be crafted at smithy.
Ce, nu pot face decât pe Scorched Earth? Sau care-i treaba? Se pare că nu putem să facem. Hai să facem, dăm consumare la asta. Și ne-a apărut acolo. Dar zice require shovel. Cum o fac dacă nu mi-apare aici? Nici aici nu apare. Nu apare, mă. Mai e vreun smithy? Pe care l-am făcut eu, pe ăsta sau pe ăsta? Hai să-l facem pe ăsta, simplu, dacă. Aici nu e. E aici, mă. Fii atent, mă, că nu mă lăsa la smithy-ul ăsta. Ok. Facem shovel-ul și îl distrugem și pe ăsta de aici, cred. La prima dată facem shovel-ul. Ce ne trebuie? Metal, lemn. Metal, lemn. Da, mai mult metal. Da, încă 3 bucăți de metal. Să mergem. Mă, dar de ce nu mi-arată? Nu mi-arată zona când sunt pe ăsta. Trebuie să mă dau jos de pe acest dom distins. The fuck? Nu mai apare deloc. De ce? Consumă. Mergem 3000 încolo. Vreau să văd de ce ne-a dus Moș Crăciun. Încă 600 de metri acolo. E posibil să fie fix aici pe plaja asta. Așa că o să curățăm plaja asta de Dodo și după îi dăm liniștiți o căutare. Are we cool? Păsăr Dodo ce... Dar stai mă că avem armura pe noi acum. Să vedem. Bun ăsta. Dacă nu eram pe Primal Chaos. Da. S-a pierdut timpul. Înapoi la bază. Ok, ne-am întors aici. Hai să vedem cum facem. Bă, tu dispari. Să vedem cum facem cu fructele alea. Fruct. Fruct electric. Fruct vulcanic. Hai să dăm un search. Da, bă, n-am găsit mai nimic informații. Hai să-l facem pe ăsta și să încercăm să prindem din ei. Deci, ne mai trebuie cartofi. Avem cartofi? Nici nu știu. We do. Dar puțini. Ceea ce nu e bine, pentru că nici aici nu mai avem. Nu știam! Ce bine e așa, dacă... Ok, să vedem dacă mai avem semințe aici. N-avem. N-avem ce ne trebuie, trebuie să farmăm. Parcă ăsta e unul din ele. Ok, și long grass. Vedem ce se întâmplă acum. Cooked prime meat. Lămâie mai e, morcov mai e. Mai trebuie un cartof. De fapt 2, că o să se ducă ăsta. Ceea ce înseamnă că lăsăm pentru episodul 5. Progres avem, destul de mult zic eu, s-au găsit locuri noi, s-a găsit artefact, am bătut și legendari și elemental, avem și vulcanic. Eu zic că-i de ajuns, lăsăm cartofii să crească și ne vedem în următorul. Peace! Bă, ne-am întors cu episodul 5, ziua 5-a de postat consecutiv. Ce credeați că se termină așa ușor? Nu se termină, mă. Am zis că facem minim 10, facem minim 10. Goalul zilei de azi. Extindem puțin ferma asta, facem elemental kibble și prindem primii noștri dinozauri elementali. Sper că-i corect elementali. Elementar nu are cum. A? Nu știu, vedem. V-ați prins voi oricum. Dar ne-ar trebui și niște ouă alfa, bă. Ce dracu? Choose female stu... Fuck? Stai, le bag aici, mă. Nu știu ce se întâmplă aici. Ceva se întâmplă, dar nu știm ce. Ok, dacă dăm de Alpha Dodo. De fapt, nu dacă dăm, dăm sigur, că sunt o grămadă. Hai să luăm și Alpha Dodo, femelă și mascul. Să terminăm și cu astea. Dar înainte, stai în pula mea, mă, ca, bă, trebuie să facem totul eficient. Înainte să plecăm la drum, trebuie să mai punem niște de-astea de cartofi aici.
Și nu doar. Bă, revin repede după... A, ce-ai crezut, mă, că ți s-a stricat calculatorul? Nu mai e net? Nu e mai net, stai liniștit. Am făcut și o cioacă. Mă duc să-mi iau repede o limonadă, că mi-e sete de mor. Chiar dacă vara asta, bă, uite, mi-a dat două nopți la rând reci. Adică nu sunt în tricou. Cum ziceam, mă duc eu o limonadă aia, revin repede, facem treabă. Ala e, bă. Ha, luați, take a sip. Nu? Nu? Asta-i dau eu. Ce bun e, mă. Ia stai să le dau și lopeți. Nice. Trilobite-ul. Bă, ăștia n-au voie să scape, mă. Unde-i văd, îi rup. Sunt prea bun pe resurse. Așa, continuăm. Ar trebui să mă obișnuiesc să vorbesc așa puțin mai tare, că m-am săturat la editat să repar greșelile audio. La fiecare videoclip, când încep clipul, vorbesc tare și pronunțat și cu dicția ok. Și ajung pe la jumătatea videoclipului să vorbesc așa, la modul, bă, cine mi-s eu? Și nu e ok, că trebuie să modific mereu sunetul ca să fie cât de cât pe aceeași linie. Așa că dacă mă auziți că încep să țip din când în când, e exercițiul ăla. Exercițiul de acomodare. Tună! Vine ploaia. Ce-mi place răcoarea asta de vară, bă, băiatule. Între timp, să fac și cartofii ăia pentru Elemental Kivel. Că, bă, am dat aici euri în tufele astea ca să găsesc semințe pentru tot ce ne trebuie. Și nu vrea să vină aia pentru cartofi. Sau n-am văzut-o eu? Nu e, mă, nu e. Deci nu e aici. În sfârșit, una, bă, după atât timp. Și pe asta o lăsăm. Deocamdată. Mă, bun. Băgăm fructele aici în feeding. Luăm cartofii care s-au făcut deja. Și facem Elemental Kibble. Morcov, lămâie și prime meat cooked. Alpha egg. Cum, mă? Cum să lipsească? E aici. Și acum, în continuare, avem nevoie de alpha eggs și de cartofi. Băgăm restul în frigideruț. Bă, da, am făcut 4 bucăți. That's nice. Carne încă să faci aici. Gloanțe, trebuie să facem gloanțe, trebuie să facem fabricator-ul. Trebuie să facem o grămadă de chestii, bă. Avansăm. Stai că a venit ăsta la noi. 405, nice. Narcoticile astea scan degeaba, dar le iau să fie. Asta nu e chiar așa degeaba și nici carne. Bă, ajung astea. Ok, îi dăm astea niște experiență. 6 puncte, nice, să fie mai bun pe atac. Și mergem să luăm păsări dodo. Bă, cryopods ne mai trebuiesc. Trebuie să facem o grămadă de chestii, bă. Suntem deja episodul 5 și noi nu avem dinozauri elementali. Elementari, tot nu știu cum trebuie. Așa trebuie, cum zicem noi, așa trebuie. Mă, bun, activăm și noi spyglass-ul ăsta, îl activăm. Alpha Dodo, femelă, boala pregătită. Vedem așa. Au mândouă m-au văzut. Not ok. Tu mori. Tu nu mori. Sper că nu moare dintr-o săgeată. Nu moare. Perfect. Kibble. Alpha. Problema e că am venit fără raft și n-am cu ce să te iau pentru că nu avem cryopods, așa că stai aici să vin cu raftul. Ne întoarcem cu raftul să luăm băietul, fată. Uite, mă, cine trebuia pentru cryopods? Polymer. Că în rest avem de toate. Deci trebuie să batem pinguini. Chestie pe care o să o facem. Că nouă nu ne e milă de niște pixeli. Noi nu zicem, a, nu omoră bebelușul, pinguinul și mama dracu. Da, e pula mea, pixeli. Omorâți, domnule, omorâți. Dacă ne trebuie, omorâți-i vrem. Ok, e bine până aici că venim cu el. E mai rapid să venim cu el. Ni. Nice. La bază. Să nu cazi. E puțin mai mare, mă, ăsta. Bun, ne mai trebuie un Alpha Dodo Male. Și avem pachetul complet pentru ouă. What the fuck? Ăștia nu trebuiau să fie inteligenți, să nu mai cadă. Bă, când n-ai nevoie de ele, dai de ele peste tot. Uite, caut un Alpha Male la Dodo și nu mai găsesc acum. Cred că am găsit. Sper să fie mascul unul din ăștia. Bun, ăla roșu. De fapt, amândoi sunt masculi. Dar nouă ne trebuie doar unul. Calmează-te! Ce avem aici? Ok. Gaz, gelatină, nu mai știu ce dracu face aia. E ok, trebuie să venim cu raftul aici acum.
Stai, să nu cumva să faci vreo prostie. Să nu-i bați pasărea, Dodo. Căci așa ceva nu se face, domnule. Mamă, și cât avem de mers cu raftul până la ăsta? De un kilometru aproape. Pentru voi puțin, pentru mine o eternitate. Ia uite-l pe ăsta. Ce stai eu să-l ocolesc acum? Treci! Submergem! L-a sexat cu tine. Hai, Marcel, arată-i ce știi. Mai băgăm un cartof aici, mai facem un elemental kibble. Avem 5 bucăți acum. Ia vezi, mă, că asta acum am văzut că e ceva mai special. Ne facem 30 de săgeți și mergem, bă, după un elemental. 54 de săgeți. Înainte să mergem după elemental, fii atent că iar trebuie să mai facem ceva. Trebuie să traversăm acolo unde e cu zăpadă, cu gheață, cu astea. Să prindem 2-3 pinguini și să-i batem bine. Deci avem nevoie să facem și club. Că nu știu dacă toată lumea știe, dar cu ăsta iei cel mai mult polimer de la pinguini. Suntem gata de expediție și în drum spre polimer poate găsim și dinozaurul. Sper că nu mă înșel și în direcția aia era zona aia cu zăpadă, unde am găsit artefactul. Deja se vede cu alb, e posibil să fie, da, mai e. Fut-o pe măta! Electric Rex! That's nice! Nu-mi plac sunetele astea deloc. A, de acolo vin, nu? Dodo Rex! Nu, mersi. Nu dorim acum așa ceva. În schimb, un Alpha Argy era mai drăguț decât Pteranodonul. Cred. Da, e ok și ăsta. Uite cinematic ce-i fac. Nu prea ai afacere aici. Să cobori. Buvnița, bă, ce-mi place asta. 140.000 torpor. Dar nivelul 140, mam. E aproape maxim. Lupii și pinguini. Sau mi s-a părut mie? Nu, pinguini. Bă, dar dați și polimer. Chiar dacă sunteți hydro. Hai să vedem. 8. Cum să nu dea dacă dau? 40.000. 40.000 electric griffin. Nu. Nu suntem chiar atât de buni. 25.000. Mă, ești prost la cap. Nu te duci unde trebuie. Nu te duci unde trebuie. Nimă la el că se duce fix în ăla. E bine. E bine așa cum se întâmplă, dar aș mai vrea. Mai aveți? Că eu mai servesc. Mă, că ăsta e ceva electric aici. Mă, bun. Cred că avem destul. 288 de bucăți. Hai să ne întoarcem, facem fabricator-ul, facem cryopods. Facem să fie bine. Și după aș vrea să prind Vulcanic Rex. Sau Raptor măcar. Cel mai mult îmi place la ăsta că e ăla silențios. Nice! Luăm polimerul, power generatorul, stai așa mă, cryo, cryopods și cryofrigiu. Cryopodul se face doar acolo la ăla mă. Ah, pe ăsta l-am făcut pentru gloanțe, nu mai știam pentru ce dracu l-am făcut. Deci cristal, ulei, piele, metal, fibră. Le avem pe toate la noi, inclusiv ăsta. Și acum să mergem să găsim un crate. Wow, uite unul aici. One supply crate for us, thank you. În care să transferăm itemele. Ce ne lipsește? Metal! N-au luat metal la noi. Și-am dat transferul înapoi și dispare ăsta. Că am luat cu tot ce era în el. The fuck? Mergem să luăm metalul. Și căutăm altul. Unul mai safe, nu ăla în gârlă. Dar am putea să mergem direct aici. Ha? Nu, n-am putea. Chiar nu am putea. Dăm bă un drop safe. Până acum îmi piedicam de ele lângă bază. 33,5 milioane. HP-uț. Nu este safe deloc aici. Bine, nici nu știu asta. Te atacă?
Dacă nu-i faci nimic, că până la urmă ar putea să te atace, da. Trai cu te mai și atacă. A, coboară la noi pe insulă 1? Sau nu e? Nu e, mă, a? E? Ba da, mă, e la noi pe insulă. Așa, da. Hai, te așteptăm. Uite-l că vine, mă, micuțu. Sunt nerăbdător să-mi fac niște cryopods. Nu mai folosim raftul acum. Și mi-a adus cristale, mă, ăsta. Când aveam nevoie, nu mi-ar fi adus. 10. De fapt, facem 15. Facem 15 să fie. Ala e, mă. Mulțumim frumos. 5 le păstrăm la noi. Stai mai aici, că faci gălăgie mereu și mă stresezi. Ia să ne verificăm la ouă. A început să apară și astea roșii, mă. Și tu la fel, stai aici, că faci gălăgie. Dacă aș putea, eu să dau păsările Dodo pe mut. Tu, treci! Doresc un raptor. Sau... un țestos, dăm drumul la țestoși, că și ăștia fac ouă și avem nevoie de ouă de-astea hidro. Zona e eliberată, oarecum. Cât torpor ai tu, mă? 26.000. Este într-adevăr îndeajuns. Ia-i să încercăm să-i facem mămucii. Vedem cât îi dăm cu o săgeată măcar. 1300. Ăsta-l meu s-a luat la bătaie cu oamenii pe acolo. A, și mai vine unul pe dea să putea. Ăla cât are? Mai puțin. Așa că pe ăla l-așteptăm să treacă de ăsta. Și îi dăm noi bucăți. Ia vezi, mă, care e 175 nivel. Ce dracu? De când are 175, mă? Parcă era mai slab decât ăsta. Aha, nu te faci dintr-unul. Nici din două. Dorești 3 bucăți tu, a? Treci aici, în Pokeminge. Ce s-a întâmplat cu tine, prieten? Ai evoluat, ce dracu? Midnight Hydro, ce pula? Hai să-l ducem pe băietul ăsta, bă, avem unul de ăsta, avem un hidrodinozaur, oricum nu putem să-i prindem femelă fără încă un kibble, că am văzut că are nevoie de 3 elemental kibble. Which is a lot? If you ask me, scuzați-mi engleza, încerc să mă obișnuiesc să vorbesc mai mult în engleză, că poate facem switch la limbă. Pe content zic doar, nu așa switch la limbă. The fuck? Trebuie să facem frigideruțul. Nu e ca și cum ne-ar da de ales. Poate nu dispare cu toate itemele noastre în el după. Haide, mă! Gata. L-am făcut și pe acest năzbâtic. Mergem să-l montăm și să dăm drumul la bestia afară. Unpowered. Dă-mă să-ți fac și un de ăsta. Dar nu mai am electronics, nu mai am perle albe. Unde mai găsim trilobite? Că loc de perle nu știu pe aici, pe harta asta. Mergem pe margine de plajă până găsim. Am mers vreun kilometru și nimic. Ia vezi-l, mă. Nu că vine prostul ăsta. Și încă unul acolo, haha. Stai, că asta e o urmă. Ce pula mea dădeam în urmă? Bă! A luat-o. Mai cu delay, dar a luat-o. De al doilea. Îl facem și pe ăsta. Eliberăm bestia. Și cred că o terminăm, bă, că e... Mamă, e aproape 5 dimineața. Și noi filmăm. Ești powered. Nice. Și acum să-l scoatem pe ăsta afară. Bă, ăsta e episodul, e destul de târziu. Cred că mă apuc să și editez puțin, că nu prea mi-e somn, dar totuși. De filmat s-a filmat până la 5 dimineața aproape. Not ok, bro. Așa că, ce să mai zic. Ne vedem în următor, hai! Peace! Bă, ne-am întors cu episodul 6! Ia vezi aici corp ce am, bă, băiatule. Mi-aș da o întâlnire cu mine. Hashtag no homo. Bă, de la episodul trecut până la episodul ăsta, deci de la 5 la 6, am mai făcut niște upgrade-uri, niște chestii. În primul rând, l-am dus pe ăsta la 1 milion HP, după care puteți uita această scârbă. Și am mai prins încă unul ca el, femelă, nu neapărat pentru ouă, cât pentru piele și sânge. Și i-am înmulțit și am pus aici. Ăștia sunt slăbani, tare.
Cred că chiar pasta de 64 am prins-o. Era mult mai mică, 25, nu mai știu că dracu era. În fine, ce s-a mai făcut nou? Am adus băieții ăștia cu cryopods, că i-aveam pe la mama dracu pe o insulă pe acolo. I-am adus aici pentru fertilizant. Și aici în casă s-au făcut multe schimbări. Avem volt acum, da? Avem frigiderul așa și am făcut și astea. Fabricatorul silențios, doamne ce frumos. Ce frumos nu s-aude el. Și încă o chestie care s-a întâmplat în timp ce mă băteam eu cu țestoasele ale albastre nenorocite hidro, ne-a murit pteranodonul. Și l-am prins pe ăsta, care e mult mai slab decât ăla al nostru, dar măcar avem cu ce să zburăm. Acestea fiind spuse, trebuie să zicem golul de azi. Golul de azi. Astăzi neapărat vreau dinozauri vulcanici. T-Rex, Raptor, Alaosaur, nu contează, dar să fie vulcanic. Vulcanic sau electric? Unul din astea două vreau azi. Și nu oprim episodul până nu facem rost de așa ceva. Dacă facem rost de ei prea repede, continuăm făcând altceva. Mă scârbă, tu n-ai dispărut aici, mă? N-ai treabă în altă parte? Așa, am putea să mai omorâm niște chestii de-astea mitice. Ia vezi, mă! A, e Alfa. Alfa Rex, 30.000, 140... Bă, pe ăsta l-aș vrea. Fii atent că testăm darts-urile pe el, bă. Că am făcut și darts, dacă observați, avem darts. Nu mai avem doar, ia, muriți. Nu mai avem doar săgețile, cu toate că și săgețile, super, super bune. Dar hai să testăm darts. Vreau să am clear shot. I-am dat, cât îi dăm? Torpor. 4, 5.000. Ăsta îl prindem, bă. Al vreau pentru mine. Taci. Te vreau în echipa mea. Cred că sunt cam departe. Pentru confort. Să nu ratez și astea. Nu s-a încărcat asta, fii atent. Până acum n-am ratat niciuna. Ceea ce este bine. Bă, dar nu se încarcă mereu scârba și dacă se duce prostul la Dilophosaur acolo, moare. Ești puțin blocat, perfect. Dar era doar puțin. Bă, și nu mai avem un singur darts. Ceea ce nu-i bine, că după trebuie să trecem la săgeți. Ba nu, trecem dacu la săgeți și ultimul darts, să fim siguri. Îl dăm, îl folosim pe final. Ce dracu? Nu mai ajung în el? Mă! Trecem cu a prostituată! Bun, a luat-o pe asta. La mine vine. Unde-i pteranodonul? Fugi! Îți dau, prostule, nu te las. Mai și ratăm. 63.000. Nu te duce pe plajă, nu fi prost! Nu fi prost! Don't be stupid. Că mai are una singură. Treci, treci. Lângă tine vin și îți dau. Am ratat-o. Jos. Am ratat ultimul darts. Bagă în el tot. Ăla se bate cu ceva. Ceva pasăre dodo, mai mult ca sigur. Ha! Treci la mine, nu pe plajă, nu pe plajă. Ăsta e blocat aici, băgății. Vino, am și uitat de cryopods. Stai. Am prins pe băiet. Stai că nu mă păcălești tu, joc. Hai de pula mea că dă ăla cu foc. Fugi. Nimă ce aproape era ăla de noi. Scârbă ordinară. Un început foarte bun de episod. Avem T-Rex, Alpha. Îl punem aici, vedem ce știe. Bă, e imens. Băgă niște cărniță în el. Ăsta ar merita un saddle. Ia să vedem. Să face greu. Alpha Rex saddle. 5 metal doar? Bă, a cui facem saddle? Jap, mufa, cu imediat îl facem. Și mergem să-l creștem puțin. Vedem ce știe face. Poate nu-l omorând direct așa, de-abia l-am luat. De să merg cu el să nu fie nici așa periculos ca acolo. Stai, stai, că nu e așa. Înainte, luăm de aici. De aici era, mă?
nu de aici, de aici. Luăm asta, să-i dăm HP-ul dacă e ceva și luăm și una de asta de experiență și facem HP-ul dacă fiți atenți, îi dăm pe asta 49 de puncte, 500 de mii HP deja. Îl dăm să crească frumos și altfel mergi cu jumătate de milion HP și acum să facem noi ravagii puțin. Facem. Nu prea e afectat. Vezi că-i dădea câte 2000 și 2500, 800. Cam sare damage-ul din el. În fin, hai să vedem la terestri. 4300. Damn. I-am și băgat puncte, mă, și în melee. Dacă s-ar opri ploaia odată, cargo. Trebuie să găsim dinozauri cu mitraicu, cum sunt ăștia, dar mitic. Avem nevoie de sânge mitic mult. Ce ne-ai adus? Ulei, foarte bun. Ce-a fost aia critică? I-am dat cu 11.000? Aici e zona de unde am luat testosul. Și l-am lăsat pe celălalt care devenise el shiny instant și nu mi-am dat eu seama, nu știam de ce dracu s-a schimbat nivelul așa drastic. Eram la mod, ce până aia că ăsta era mai slab acum 2 secunde. Dar eu nu observasem, nu băgasem de seama că s-a schimbat, a apărut un dinozaur shiny, fix ăla. S-a transformat. Și nu mai e pe aici. Unde te-ai dus, mă? Unde te-ai dus, mă, tu? Ce e de făcut? Continuăm? Mai continuăm, se pare. În zona asta, dacă nu mă înșel, am făcut stânga pe aici, când am jucat primul episod aici, dar nu pe seria cu Primal Chaos. Când am jucat eu simplu, așa. Deci știu cât de cât zona asta. Bă, dar unde-s dinozaurii, mă? Unde-s dinozaurii? Cam și eu jumătate de milion de pus la bătaie. Ce ești tu, mă? Își schimbă culorile, e RGB. E RGB-ul ăsta. Taci. O fi ceva pe acolo să mă omoare, m-aș duce. Ce s-a întâmplat pe acolo? Hai să nu ne riscăm. Bă, măcar dacă îl făceam pe ăsta, trebuia să-l fac eu de 1.000.000 HP, să fiu sigur. Opa! Hai că am găsit Giganotoraptor sau Gigantoraptor. Are și puiuți. Din păcate, nu avem nici cum, nici de ce să vă luăm. Așa că o să fiți distruși. Pentru modul ăsta sunteți inutili. Nu știu de ce n-am scos modul. N-aveți ce să căutați pe Primal Chaos. Trikes. Dă-știa, mă. Dar aș vrea de la Mythic. Nu știu ce am omorât, dar mi-a dat 5 nivele. Un trike de ăsta a avut ceva ciudat în el. Multă experiență. Shiny Parasaur. 50-74. Asta departe. Niraptor. Dar e simplu, bă, n-ai, mă. N-avem ce să facem cu tine, simplu. Problema știți care e? Că mă și îndepărtez mult. Sunt deja la 2300. Bă, dar dă câteodată. Aruncă cât un 15.000. Ajung la el. Cum să nu? Și nu doar la el, că mai e un băiat sus care dorește. Dar ăla se bate deja cu cineva. Hai să o riscăm puțin. Îi dăm prin pădure. Nu știu unde dracu am ieșit, dar e bine. E bine. Ce-i cu astea? Ia vezi. Textura aia șmecheră. Cât ai, mă? 40.000, exact ce trebuie. Și de asta folosim. Mai punem HP sau insistăm pe damage. Și curcanul ăla o să moară. Hidrobosul ăsta încă nu. Încă nu ne băgăm acolo. Deja e mort ăsta. Dădea stun și la ăsta și la T-Rex. N-avea timp. Cum să-mi dea stun? Nu-l vezi că l-am rupt.
Râdem noi, da. Când te gândești că ăsta nu se compară deloc cu ăia demonici sau ce dracu mai avem pe aici. Măcar trec prin păsări dodo ca pe unt. N-am raid să-i omor, mă, fii atent. În sfârșit unul. Mori. Cu ce stăteau în curul meu scârbele astea? Mi-au și zis, te ciugul în cur. Ne-am cam întors acasă. L-am crescut pe ăsta puțin. Aș intra cu el în peșteră. Că nu știu dacă în peștera asta aici sunt dinozauri primal. Dacă sunt normali, la mea. Ia hai să vedem, hai să înaintăm puțin cu el. The fuck? Uite-l ce mi s-a blocat aici. Și nu, sunt și de-aștia. Că tocmai ce văd un legendary. Hai mă, deblochează-te mă. Nii mă ce mi-a făcut că trebuie să-l bag în cryopod și dacă-l bag în cryopod, nu mai pot să-i dau release, că n-am cryofrigi. Frigider, nu frigi, nu frigem nimic. Mai urcă-te pe el acum. Mai urcă-te pe el acum, că n-am ce să fac altceva decât să iau tot din el, șaua, și tot ce e pe el, să-l bag în cryo. Treci. Cea mai proastă decizie. Și uite așa, cea mai proastă decizie pe ziua de azi s-a întâmplat. Du-du-du-du-du-du, o stea. Nu știu cum înnoată cu armura asta pe el. Ceva nu se leagă, domnule. Dar cum fac eu? Că eu n-am, deci n-am nici raft. Cred că o să mor, mai mult ca sigur. Dar n-aș vrea să mor în apă, că o să-mi fie greu să recuperez toate chestiile. De murit o să mor și o să vin cu Pteranodonul să recuperez tot. E cel mai easy. Foarte nasol cu cryopodurile astea. Că nu poți să dai release dinozaurilor unde vrei tu. Nici curcanul ăla. Dăm și armura jos după noi să nu se strice. Nu mă mai pot mișca. Bun. Luăm Pteranodonul repede. Care e extrem de slab. Am uitat că și pe ăsta trebuie să-l creștem puțin. Mergem deocamdată să ne recuperăm itemele. Noroc cu armura asta, uite că îți dă un buff la greutate. Nici nu observasem. Avem aici 63 glonțuci, 27 metal. Ce ne trebuie aici? Și metal și gloanțe, dar și narcotice făcute. Ce știm deocamdată? Că un 70-100 de mii torpor putem să le dăm. E manageable. Mergem să-l creștem pe ăsta puțin. Nu mai știu, parcă am oprit... știți că era o limită de experiență pe care poate să o acumuleze playerul sau dinozaurul. Cred că am oprit limita aia și îl creștem pe ăsta sau pe oricare cât vrem noi. Ni dă ea ce nu-i suport. Uite-l bă! L-am găsit pe nenorocit. Dacă aș putea să-l fac să vină după mine. Mi-mi trebuie și tu mă! Ia vezi Rex acolo de foc. Dar eu vreau raptorul. Dar vine și prostul ăla, nu? Bă, ce repede m-a ajuns ăsta din urmă. Cât HP ai futu-ți morți? Gata, oprește-te. Hai să-l facem pe ăsta să vină după noi acum. Nu merge. De ce nu merge? Nu te panica. Nu te panica. Nu te panica. Panichează-te. De ce pula mea n-a mers? Ai de pula mea. Trebuie să ajungem neapărat acolo. Unde? Aici trebuie să ajung cu rampa. Cu raftul, pardon. Doamne, trebuia să-l pun pe ăla pe pasiv. Bă, dar eram atât de convins că nu mă omoară. Nu mă uitam la HP, dar știam că am 12.500 defense de la armura aia. Ce fac eu într-o sâmbătă seara? Hai mă că aproape am ajuns. Mai avem 1,2 km. E bun cu ăsta, că cu ăsta faci treabă. Cu ăsta cureți plaja de dinozauri de ăștia mici. Pierdem și Pteranodonul ăsta. Acostăm aici.
Îl dau pe ăsta pe neutru și îi dau pingele. Să recuperez itemele și poate și pteranodonul. Nu e raptor acolo. Dar ăsta e de la simplu. Ia uite de ăla. Vino, mă. Vino cu morții, uite. Whistle passive. L-a omorât. Fu-ți morții, mătii, să-ți fu dacă. Hai înapoi cu noi și tu. Bă, ce-a trebuit el să-l omoare? Stai așa, bă, că nu mi-am luat itemele. Ia vezi ce-am găsit. Ia vezi ce-am găsit. Tu, mă, fu-ți morții, mătii. Neutral. Stați amândoi aici. Mă duc eu să mai mor odată. Dacă aș putea să-i dau una fără să mă vadă prostul ăla. A, te îndepărtezi acum, mă. Bun. Două. Nu mă omori. Trei. Nu mor. Patru. Hei, hei, jos. Este, mă. Bă, ce la limită. Îi băgăm pe ăștia doi. Ăsta și ăla mare în cryopod și mergem cu pteranodonul acasă. Și hai la bază, bă. Ne-am îndeplinit goal-ul pe ziua de azi. Mamă, dar și ăsta al meu, ia uitați-vă la torpidity-ul lui, bă. E aproape leșinat. Hai să-l vedem pe ăsta. Bă. 13.000. 19.000. Acuți trebuie ție o femelă. Îți zic eu că-ți trebuie o femelă. Mi-a zis mie cineva. Și carne, cred că trebuie și carne. Da, ia și carne. Bă, cred că s-au făcut destule și azi. Am și murit, nu mai murisem de mult. Am prins Alpha T-Rex, am prins Raptor Vulcanic. Deci am putut să folosim și Elemental Kibble-ul. Bă, hai, nici nu mai dau drumul la web, fiți atenți. Trebuie să bag în episod treaba asta, neapărat. Am venit să caut femelă pentru Vulcanic Raptor. Și-am dat de nenorocit ăsta. Și l-am plimbat pe plajă, pe aici, până l-am prins. Gata, nu vă mai zic nimic. S-a jucat, s-a filmat, dacă vezi asta s-a și editat, s-a și postat, așa că ne vedem în următorul. Peace! Bă, ne-am întors cu episodul 7. Am stat să le număr în cap cu zilele în care am postat. Dar da, suntem în episodul 7. Episodul 7 ne întâmpină cu aceste bestii nenorocite. Mai ales cu ăsta. Ăsta arată mult mai bine decât ăsta alfa, dar e mult mai slăban. La modul, băi, foarte slăban în comparație cu ăla. Adică ăsta are 57.000 HP. 3 puncte baza. Uite statusuri proaste aici. Deci ăsta pe HP are 3, pe melee are 8 și ăsta are 36 cu 36. Zic de bază, fără ce i-am mai pus eu încă 25 peste și 45. Dar hei, 550.000. Ce facem azi? Ce întrebare bună. Ce dracu facem azi? Continuăm să găsim femelă pentru Raptor. Poate și pentru ăsta electric, de ce nu? Dar până la urmă vedem ce mai pică. Mai avem 8 kibbles de-astea pentru elemente. Așa că ceva trebuie să iasă și din episodul ăsta. Era bine dacă mai găseam de ăștia mitic. Am tot zis că facem cumva să fie bine. Să mai facem rost de sânge. Mergem cu ăsta. Gerboa de-aia. Dacă am găsit. Ruptă ce se apropie, domne. Da, de data asta nu s-a apropiat nimic. Curcanul. Hai să patim curcanul. Începem pe farm. Ia vezi că ăsta a rezistat mai mult. Ăsta vine să se bată cu mine din cauza că am dat în curcan, nu? Da. Să stea la un loc, i-am zis. Bă, ce aș încerca eu să fac? Încerc să intru iar cu ăsta în peșteră. E vreun diglet aici. O dăm pe Pokémon. Deci, aș încerca să intru cu ăsta. Și ca să nu-l mai blochez, mă dau jos după el. Chiar când se face textura acolo la pod, la rampă. Poate nu luăm mare fail din nou aici. Ușor. Calmează-te. Nu. Ceva nu-i bine aici, mă. Ceva nu-i bine deloc aici. Încerc
parcă pe partea asta. Acolo was the buba. Buba era pe partea dreaptă. Am venit. Dar ce au fost wave-urile alea? Nu știam că face wave-uri când dă rage. Ia. Nu mai face. Ei, dă rage. Nice. That's a new one. Nu bun. Dacă toți suntem aici, luăm cristale. Nu știu unde mă duc. Nipă ăla acolo, l-am văzut. Dar n-are ce să-mi facă. Că-i slăban tare. M-am speriat de umbra mea, mă. Ia asta un pic. Asta cred că e altă intrare. Deci pe acolo mergem. Pe sus sau pe jos? Pe sus. Sau pe jos? Pe sus. A? Tot mai sus? Hai, tot mai sus dacă. Mă mir că avem locul. A, stai că se strâmtează aici. Se strâmtoșează. Tocmai ziceam că mă mir că am trecut cu T-Rex-ul până aici. What? Unde suntem, mă? Băi, ăla nu e ok, mă. Uite-l și pe ăsta, am trecut peste el. Nu-i bine. Adică ăsta n-a fost cave de la cu artefact? Asta vrei să-mi spui? Joc! Asta îmi comunici. Ne întoarcem și facem dreapta aici. Ca să ce, mă întrebați? Ca să ne blocăm aici. Hai și aici jos. Dar nici aici nu-i nimic, mă. Peștera asta e bună de resurse. Cristale și metal. Sau... ce este acel sunet? Noi ne-am întors de unde am plecat. Da, am explorat și peștera asta. Bravo! Ceva mă mușcase, mă. Bun. Am ieșit. Hai înapoi la vânătoare de dinozauri mitici. Ia, vezi că aici e intrarea. Ia. Ești slab. Mă speriasem degeaba. Aici e intrarea aia. De 1500? Nu dă rău nici el. Nimă, ce-i cu voi aici? Și-au murit în sincron. Băi, eu cred că am greșit că am băgat moduri cu dinozauri de ăștia care n-au ce să caute pe Primal Chaos. Și din cauza că s-au spawnat ăia, ocupă locul ălora buni. Ceva e acolo. Ăla e. Alfa, mă. La nivelul 150. Ia hai să-i dăm bună ziua. Ăla disoan nu-mi place, care e 1,6 milioane. Fugi! Fugi, Georgica! Fugi, mă! Nu mă lasă să fug! Ia tot după el și... și s-a blocat. S-a blocat să-mi bapă. Mi-a dat crash! Sper să mă dea înainte să mor. What the fuck? Dacă tot intrăm iar, scoatem modurile alea de v-am zis. Gigantoraptorul, căcații ăștia de dinozauri care n-au ce să facă pe mapa asta. Care sunt inutili. Și nu mai avem Alpha Rex-ul ăsta puternic. Bă! Jumătate de milion, ce repede s-a dus.
Hei, Isus e cel mai tare. El nu va moare. Bă, ce mă bucur că mi-a dat crash. Ugi, 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 ugi. Ești în viață. De-abia acum începe. Bine ați venit la episodul 7. Da, da, ești viu. Nu prea e ok, nu prea e corect. Dar nici nu-mi pare rău, nu să vă mint. Bă, băiatule, bă. Cum spuneam, mergem la vânătoare cu ăsta pentru sânge mitic. Nu mai mergem în peștera aia, că știm ce se întâmplă pe acolo. Bă, ce m-a rupt. Ce m-a rupt, domnule. Tu, de tine am nevoie, băiatul. Ierboa, micuț, să ne facem curaj și să nu ne facem speranțe cum cam mai rezista odată sau mai avea norocul ăsta încă odată. Că nu se știe ce dilofozaur nenorocit e pe aici. Trebuie să activăm și noi spyglass-ul, vreți? Da, e fairy, bă. A, dar uite și mitic. Bun. 135 are ăsta. L-am prins aici. Și ăla dă în mine. Dar noi trebuie să-l omorâm pe ăsta prima dată. Bun. Ce dracu trăgea ăla din mine? HP. Mort și ăsta. Hai să-i dăm o licoare la băiet. Încă unul. Încă unul mistic. Și trike. Perfect, gata, am făcut destul rost de sânge. Dacă îi omorâm și pe ăștia doi. Nu dacă, îi omorâm. Și ăla de care? E shadow sau? Da, e shadow. Dar îl rupem și pe ăla. 3800 în dă ăsta. Ravagii, bă. Tu când ai venit, mă? Sau de ce ai venit? Da, bă, fii atent că mi-a... Mă suge vampirul. Bă, cred că am distrus destul de mult fauna. Hai la bază. Să facem ce avem nevoie. Să mai facem darts, că acum avem sânge. Facem de-astea 47, căci știu eu de ce. Am făcut un calcul matematic simplu. Cu 47 de bucăți, că mai avem încă unul, să facem 48. Și ce resurse mai avem? Ne ajunge exact numărul pentru câte gloanțe avem. Deci trebuie să mai facem gloanțe. Aici facem gloanțele. Trebuie gunpowder. Luăm gunpowder. Ia stai. Care-i diferența? De ce am două? Să vedem dacă funcționează astea. Da, bă, funcționează, sunt bune alea. Am mai făcut 84 de bucăți de metal. Hai, mă, să rupem și puțin de la guriță. Să ne facem niște ustensile de-astea. Nimănorii cum au coborât. Au fost vreodată așa? Nu i-am văzut niciodată așa. Ia să mai aducem noi beta egg și lămâie. Să ne mai facem și de-astea alfa, mă. Că poate mai dăm de vreun năzbătic de ăsta. 73 de bucăți. Dă-i să tune. Tu dă-i să tune, că de fulgerat fulgeră. Avem astea 3 medium și astea 2 small. Le luăm pe astea pentru Pteranodon, că ne trebuie puțin nivel și la ăsta. Am crezut că îl rupe 45.000 de puncte acum. Cum te-a salvat Crash-ul, mă? Reroll-ul ăla mic. Aie, să nevoiți să-i dau și una de asta medie, să văd care e diferența. Măcar testăm dacă e așa diferență între small potion și medium potion. Nu e chiar așa mare. Încă 50 de bucăți, vă rog. Dar pe astea le lăsăm acasă, am zis. Să mergem la explorat. Cum, în ce zonă ne ducem? Tot acolo, la vulcan. Nu trebuie să găsim raptor femelă. Aici era zgomotul ăla de la Dodorex. Mai e? Mă, dar v-am scos. De ce mai sunteți aici? Că v-am scos. Dragonul. Am și uitat de el acolo. 150.000. Are băietul ăla. Ia. Dar e tot mail. Nu vreau un mail. Vreau fetișcană pentru băieții mei. Să-i o dea bine. Uită-l pe ăsta. A, stai că ăsta e normal. Doar că s-a putut cu ăsta în beci. Muie în beci ăla. Și vine tătelu. 100.000, bă, băiatule. 107.000 torpor. Vezi acolo spino-ul, bă. Opa. Tot mail, mă. Femelă doresc.
Aș putea să te omor, poate să spawnează femelă. Nici legendarul aici. Dar nu-mi trebuie cu legendarul. Ia. Alfa. Nu, mă. Avem acasă. 240 chiar. Ia, stai că aici e... Carcana ta... Mă, 70 de... Fii atent că ăsta nu-i alfa, nu-i nimic și totuși să cam ține cu ăștia. În schimb, ăsta e legendar. Dar Indominus, mă. Pă, sta dacă îl omoram. Nu dropa wow, femela? Nii, mă, că a apucat să-mi dea o petardă. Mi-a rupt și un os. Bun, ia stai tu mai pe plajă aici. Dacă luăm ouți de la ăsta, suntem cineva. Stai acolo până refac și eu stamina. Și gata, vin. Vin, nu pleca, aici sunt. 8 bucăți trebuie să-ți mai dau. Nici palea, 7. Nida, vine ăla peste noi. Și ăsta poate nu fuge. Încă 2 bucăți. Hai mă, e la o bucată distanță. A dropat că nu văd. N-am văzut. N-a dropat mă nimic. Bă, dar nu așa era mă la ăsta. Sau știu eu greșit. Oare ce avem noi aici? Bunătății de la bunica. Astea da și astea. Hai și ăsta. Da, atât. Perlele alea își fac banii. Asta mă, aici e zona cu ei. Dar trebuie să omor mereu din ei. Mă ajută ăsta, văd. Voi știți ce era bine să fac? Dar acum nu știu cum stau ei pe damage și să le distrugă. Niște porți. Să le fac capcane. Tu cine ești, mă? Încă o femelă. De... Uite, asta e super easy de prins. Dacă n-ar mai fi nimic pe aici. Dar nici dacă stau eu aici sus. Pare safe aici. Hai, ieși de acolo. Ei. Scos căpățâna la mine și s-a retras iar. Uite-o. Bun. Hai că o prindem și pe asta. Băgată repede în cryopod. Încă una-i mai trebuie. Unde te duci, că nu-i bine? A căzut, mă, de căzut, da. Murim. Am dat escape, nu știu de ce pula mea. Am dat escape că m-am gândit instant că nu pot să o bag acum în cryopod. Dar dacă ar veni aici, mă... Hai, mergi. Nu, știu că a fost injured, ba... Cât să aștept, mă... Că vin draci ăia peste noi. Bun, hai cu ea. Aia e, mă. Am prins T-Rex vulcanic. Tu, dacă ești femeie... Am găsit-o! Vine după mine, vine, 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 vine! Sper, cred, așa părea. Unde te-ai dus? Vine cu lupul. Și ai rămas tu cu mine aici. Avem clear shot de aici. Putem să facem imposibilul. Unde ești? Nu mă, stai acolo. Bun.
Poți să stai, mă, tu într-un loc aici. Da, bravo. Drace a luat-o de piatră. I l-am dat pe al doilea. Cu al treilea mă duc jos, mă. Unde a dispărut? Bă, ce s-a întâmplat? A, uite-l! Stai, mă! Bun! Deci dacă o prindem și pe asta... Ce ai, mă? We are someone. Bravo, bravo! Vino aici, să fii safe, că ești injured. Bă, am prins femela, mă. Stați așa, să o ducem acasă și după aia ne bucurăm. Ei tot dau aici, până o ia. Ăsta era goal-ul de azi. L-am îndeplinit și pe ăsta. Vedem. Bun, dă-i la bază de aici. Nu ne mai trebuie nimic. Facem loc. Tu te în gâtul mătii, ce m-am speriat, bă, băiatule, bă, mi s-a încălzit ceafa, ești prost la cap. Dodorexul pulii. Mi-a transpirat ceafa instant. Dă-te în pula mea. Nici nu mai știu ce voiam să zic. De data asta vă las sunetul de la Dodorex. Să simțiți și voi exact ce am simțit eu. Nu e, bă, cine a făcut sunetele alea? E psihopat, să-mi bag pula. Hai da, totica. Ala e. Și-a făcut deja wow. Și-a dispărut. The fuck. A căzut în textură. Ah, nu, stai mă că îl colectează ăsta. Ce m-am spăriet. Am zis că a căzut ou în textură. Vino aici, te rog. Bravo. Stai cu minte deocamdată. De fapt nu, hai să dăm drumul la treabă. Toți suntem aici. Hai da. Și ouțul acela e aici, mă. Bun. Și tu? Hai să te liberești pe tine. Bă, și ăsta e frumos tare, mă. Da. Aici stai cu minte tu. Îți dau și niște mâncare. Și ție. Ăsta are cât are, mă? 29 cu 40. Ăsta are 25 cu 20. E mult mai slabă femela. A născut. Nimă nu mă curentează acum dacă plouă și stau lângă ăsta. Sau dacă l-ating. N-are treabă. Hai să mai facem rost de niște femele. Nu cred că se incubează pe vremea asta. Mergem cu ele la foc. Mă, bun. Din păcate e băiet și e slab. Așa că... mert. Continuăm până facem rost de femele. Bă, îmi pare rău că oprim episodul pe ploaie, dar... ne-am îndeplinit goal-ul, plus pe lângă am făcut roșii de nenorocita asta. Goal-ul era să facem roz de femelă pentru puștanul acesta de foc. Și s-a întâmplat. Uite, e puțin blurată că n-am eu camera făcută cum trebuie, dar ne. Ați prins voi ideea. Unde suntem? Aici suntem. Eu, ce picioare avem. Hai să stăm aici la Electric Castle. Ăsta e episodul, cred că 7, dacă nu mă înșel. Sper să fie 7, că am tot zis că e 7 și... sincer, nu sunt sigur, dar dacă este 7, e bine, dacă nu, e tot bine. Și ca să încheiem corect, indiferent ce episod e, vă zic că ne vedem în următorul. Hai, peace! Bă, ne-am întors în episodul 8. De data asta am verificat ca să știm la ce episod suntem. Eu, butonul greșit. Sus, mă. Așa. Bun, am ceva surprize pentru voi. Am mai jucat puțin de la episodul 7. De fapt, între episodul 7 și episodul 8 am jucat puțin. Ca să fac rost de nenorociți ăștia doi. Băietul ăsta, care e alfa. Știți că noi aveam deja unul alfa. L-am omorât, bă. Ne-a trebuit mascul și femelă alfa, neapărat. Și am stat eu și am făcut breeding. Ăștia n-au așa cine știe ce nivel. Nici nu le-am umblat la statusuri. Astea sunt nivelele lor, basic. Și l-am scos pe nenorocitul ăsta. L-am și maxat cu licor de alea de XP. Și vreau să vă zic că are 3 milioane HP ăsta. Tot nu-i mult,
Tot nu-i mult. Mă gândeam că ăsta e bunicel. Asta are doar 13.000. Dar n-am pus puncte pe el, stai. Și are și saddle aici, nice. Nici nu mai știam de saddle-ul ăsta. 80.000 HP. Bă, și-am făcut și puțin research. Că nu știam de unde dracu fac rost de semințe de-alea, Volcanic Fruit și Hydro și ce dracu mai era. Am încercat să mai fac Kibble pe aici. Elemental am făcut, știți. De fapt am făcut Beta, Alpha și Elemental. Le am aici. Dar ne trebuie și Fairy, nu de spălat vase. Ne trebuie și Mythic. Și pentru asta avem nevoie de Fruct Hydro, de Fruct Electric, Shadow Egg. Mamă, nici asta nu e ok. În fine, m-am interesat, dar acum nu știu dacă am văzut bine, dar ci că trebuie să bați cum era țestoasa aia. Boss, ce pula mea e ăla, Hydro Guardian, trebuie să-i bați pe aia și probabil îți dropează aia ceva semințe. Așa că ce avem noi de făcut este să prindem unul de ăla și să-l omorâm. Dar cu ce pula mea l-o omorâm pe ăla? Că am înțeles că ăștia Hydro sunt sensibili la ăștia electrici și la noi electric ăsta nu prea e... Adică are 178.000, asta e mai așa puțin și la nivel 42 doar. Dar asta e slăban tare. Deci la health el are 3 al lui și i-am mai pus eu încă 13 puncte. La melee de-abia 8. Mergem cu ăsta, mai batem ceva mythic să ne mai dea niște licori de-alea. Încercăm să-l maxăm și pe ăsta electric și să găsim o țestoasă de-aia mai slabă. Ia hai. Ia hai să-i dăm cu ăsta maxat acum. Tot mi-e frică, deci dacă dau de la demonic, plec, că ăla mi-a luat jumătate de milion într-o secundă. 3 milioane, imediat le ia și paste. Tu te-n pula mea. Mamă, că urât faci. Nii, mă, că mi-a rupt plămânii ăla. Se întâmplă necurate de la începutul episodului, semn rău. Semn rău. Îmi dă pirania 1200 damage. Cum mă să-mi dea pirania 1200 damage? Bă, voi vedeți că mi l-a lăsat cu jumătate? The fuck? Pune dracu toată armura pe tine, mă. Derbedeule. A, și-am activat și movement speed-ul. N-am pus niciun punct să vede aici, cam 000. Dar hai să începem să pun... A, 1,2. Am pierdut un punct valoros. Nu mai folosim movement speed-ul. Dă-i o licoare de-asta. În peșteră nu mai intrăm. Ce avem acolo? Rock Golem. A, Shadow Rock Elemental. O să mori. Prietene, sper, stai, cât? 30.000, pf, lejer, după ce omor în dodo ăsta. Mă, dar sunteți proști, faci urât. Faci. Păi și... Nu pot să dau harvest cu dinozaurul, hai să dăm așa. Mamă, că urât ești. Nu e ok, mă, uite-l cum arată. Hai să-i dăm târnacoape. Ia vezi, mă? Sulf! Oare cu toporul ia altceva? Cristale, ulei, obsidian. Nice. Cât obsidian mi-a dat. Și două nivele la băiet. Ce-o fi sus pe acolo, mă? N-am pun să urc decât... trebuie să mai continuăm drumul. Ăsta înainte. Și poate pe aici, pe undeva, să facem o stânga. Bolovan, dă-te la o parte, nu vezi că vorbesc. Stai puțin. 360.000. The fuck? What was that? Nu știu dacă e o idee bună ce vreau eu să fac acum. Stai, mai avem vreo licoare de-aia. Mai avem una. Bă, încerc să-l atac, să văd dacă îi dau damage cu alfa, dacă nu, ăsta o să moară mai mult ca sigur. Și ne întoarcem cu ceva electric pe el. Încercăm. Zero i-a dat. Și mă lasă în pace. Nu mă lasă. The fuck was that? Remaining 4, 3, 2, 1. S-a calmat, cred, bă. N-ai ce să-i faci, mă. Cred că doar cu de la electric sau de foc. Cred că ăsta de apă îl bate pe la de foc. Avem nevoie de dinozauri electrici buni. Aș fi putut eu măcar pentru un test să sacrific un raptor de la vulcanic. Căci de ce nu? Dar până atunci ai să batem și golemul ăsta. Nu de alta, dar ne dă experiență ca lume. Și am crezut că am maxat ăsta. Că nu mai mergea să bag de-alea de experiență în el. Suntem prieteni, da? Ok. Aș și uitat că l-am atacat. E prost tare. Unde-i Pteranodon? Facem testul cu unul de ăsta. Batem puțin cu ei și după. Nu pot să-l iau pe sus cu Pteranodonul, mă?
Nu poți, că na, e mai mare, că e vulcanic. Să sperăm că traversezi apa fără să mori. The fuck, se întoarce. Mă, bă! Aici. Bravo. Tu ești pe pasiv? Ești acu. Deci tu ai săritura și atât. Și pe că atac simplu. Ok. Măcar ești rapid. Și le dă și foc, mă. Ok. Nu ești rău. 150.000 ajunge. Zic eu că e destul pentru un băiet ca el. Și acum ar trebui să îi mai fac eu niște puncte pe damage, că în cazul în care dă bine la ăla, măcar să-i dea ceva. Că acum e cam slăban. Simă cer. Dar bă, tot testul era să... Cam dă ăsta, nu o să vă mint. De bătut îl bat, dar pe damage mi-l dă. 2800, 2000, bă. Ei, că ai început. Bă, cam prea multe 2800 uri. Ia gata. Calmează-te. Ne-a dat ăla. Ne-a dat. Medium, bun. Îl băgăm în ăla electric. Dar până atunci, hai să îndeplinim testul. Luăm teranodonul, ca să avem cu ce să ne întoarcem. Mergem la testos, îl punem pe ăsta să atace și noi doar privim. Parcur. Atacă, mă, sau ce face? El atacă, da. Nu ajunge la... 210, bă, ăsta-i dă! Doar că e prea slab. ...34.000! Nu cred că-l batem. Nu cred că-l batem așa ușor pe ăsta. Mamă, și cât de slăbani ăsta, are doar 4 puncte pe damage. Și 7 pe HP, e extrem de slab. Și totuși rupe. Poate e mai sensibil la electric, mă. Trebuie să-l batem pe ăsta. Că mi-a dat 2500. Mort. Bun. Și nu ne-a dat încă una de asta. Ce să cirbă. Hai să-l facem puternic pe ăsta electric. Dacă am zis, am zis. Și avem și un drop frumos, cred. Ai ăla beta. Mamă, ăsta e aici din episodul 1, cred că. Hai să vedem, mă, câte puncte îți dăm. Slăbane. 21. Bun. 400. Te-am făcut de 400.000, da? Tot slăban. Hai să-i căutăm o femelă. Să facem ceva breeding ca lumea cu ăsta. Avem la noi tot? Avem. Și ce ați mai făcut voi, mă? Să apropie ziua mea. Parcă v-am zis că în episodul 10 o să fie ziua mea. Episodul 10 o să iasă pe 25 august. 30 de ani, bă! Ia uite raftul. Bă, dar unde-i dragonul ăla de era aici? Mă, unde-i dinozaurii? Uite ce nivel frumos are ăsta. Dar până-i dau eu 326.000 torpor, mor aici. Nici nu știu cât îi dau cu una. Murim? Murim testând asta? Da, e n-aier să... Ia vezi că a căzut prostul. Doar 5.000 dăm, bă, cu una. Uite ce urât e, mă. Uite ce urât e, mă. Urât ești, prietene. Și-a rupt gâtul, uite la el. Nimă. Ești urât tare. Ți-ai omorât toți dinozaurii după aici. Ești singur cuc. A, nu, uite mă că sunt. Eu caut băieții electrici. Și trebuia să găsim femelă noi, nu? Cine mai știe, mă? Ia. Asta e simplu. Trebuie să mor, mă, să se spawneze ăștia normal. Uite și pe aia acolo. Doamne, tare greu e să dai tame în zonele astea. Nici nu știți voi prin câte trec eu când mă bat cu acești pixeli. Niciun argi nu era rău, mă, dar l-am pizdă. Ia, dar cred că-i de la normal. Nu e, bă, dar de ce n-are fulgere pe lângă el? Nu știu eu de... nu eram eu aproape. Vai de pula mea, 149.000. Când dracu dau eu ție 149.000, mă? Ia să încerc să stau pe aici, mă curentează de la distanța asta dacă-i dau.
Mă, stai puțin. Stai, mă. I-am dat. Mă fulgeră. Bine că ai drumat copacul, bravo. Mă, pe dacă stai așa... E easy, mă. Și dacă nu mai dau eu miss. Hei! Hei! Dar unde te duci? Că ai... Nu în lavă, că mori. Așa, stai aici. Nu pleca, nu pleca. Ce-mi place când le dau pastea grele. Când nu dau miss fire. Doar 36 de mii și pleci. Nu, să nu pici. It's gonna be a long... Mamă, unde a căzut, mă? Încă una de 20. Dar e mică, mă, și tot am început la asta. Unde dracu s-a dus-o? Sper că nu vine aia peste noi. Tu. Where did you go? Mă, unde s-a dus? Uite, mă. Aici cred că sunt ok. Nu te speria, lasă-mă să mor pe tine. Poți să ajungi aici? Poți. Cu greu, dar poți. Venea la mine el. Dar aici n-are cum. Nu poți, nu poți aici. Piatră, dă-te piatră. Bă, du-te, dracu, să te ia. 1 pe 3 din treaba e făcută. Bă, deci textura pulii. Ultimii 50.000 schimbăm iară la darts. Sau îi dăm așa, nici nu mă mai mișc, îi dau așa că e bine. Văd că... Ma nu, schimbă darts-ul. Și i-am dat miss. Mă, concentrează-te puțin. Ia vezi, mă. Jos. O singură mare prostie s-a întâmplat episodul ăsta. Nu știu de ce n-am craiopods la mine. Dar tu stai cu minte aici, că aici nu te bate nimeni, ești safe. Și mă duc eu și iau craiopods și mă întorc după tine. Ok? Ok. Tentant, dar nu vin la tine. Acum ce trebuie să facem noi la breeding e să scoatem un nou de mascul cu statusurile ei. Ca să avem și mascul și femelă cu statusuri de nivel mare. Cum are ăsta la 145 avea și am văzut că îl făcuse la 200 și ceva după tame. Ceea ce este destul de mult, dacă mă întrebi pe mine, față de căcatul ăla pe care l-am prins noi prima dată. Ăștia de nivel 20, na, nu se merită. Strici kibble-ul pe ei. Bă, și ăsta n-a luat doar un kibble. Nu știu câte a luat. 3-4. A păpat băietul. De ce n-am eu cryopods la mine? Nici nu mi-amintesc când le-am dat jos. Ăsta a făcut 63 după ce am băgat eu o grămadă de puncte în el și s-a dus în 400.000 HP, sunt curios ăla cât o să facă. Hai! Hai înapoi să-l luăm. Am scos și nori, bă, că mi se pare că merge puțin sacadat în ultimul timp. Ceva update la el, nu știu, dar merge greuț. Mai și filmez. Pe lângă faptul că filmez jocul și-l și joc, mai am și camera pornită, că de-aia era bună o cameră nouă. Am încercat să-mi iau Sony A5100, dar au fost niște țepe și-l găsisem la un... preț bunicel, cu 14 milioane luam cu tot cu obiectiv. Dar n-a fost să fie, mai căutăm. Mai căutăm și în curând schimbăm și calitatea video. E necesar, trebuie să vă dau o calitate mai bună. După aia cu timpul schimbăm și microfonul, luăm un Shure SM7B, că poate mai scoatem o piesă. 2, 5, 10, cine știe. Unde era ăsta, mă? Pe unde intrasem, mă? Pe aici? Nu prin lavă. Aici, mă. Alo, bună dimineața. 167.000 are ăsta basic. 71 are la HP, 43 mili, du-te în pula mea. Treci acasă să te pun la împuiat. A, și e femelă, mă. Înseamnă că la de acasă era mascul. De ce aveam senzația că e invers? Nu știu, vedem acasă. Sper că nu m-am înșelat. Că dacă m-am înșelat, aia e, mai prindem un mascul bun. Din două femele, clar pe asta o păstrez. Dar sper să fie mascul ăla și să scoatem din asta un mascul cu statusurile ei. E mascul, mă. Putem să le dăm drumul la treabă direct. Doar că femeia arată prea bine pentru tine, bă. Nu ești în liga ei. Dar e ca aia. Na, dacă ai fi ultimul după pământ, aș face pui cu tine. Execut-o!
Și din asta trebuie să găsesc un mascul puternic. E slabă rău și asta, mă. 9 puncte a avut ea, 8 le-am mai pus eu. Și la damage a avut 2 doar. Arată bine, dar nu e ce trebuie. În schimb, la ăștia zici că e inversată treaba. Ăsta care-i mascul pare femelă și asta pare masculul. No offense. Vezi că gagică tu se pupă cu alfa-ul meu. Gay. Că și ăsta-i băiet. Mă, opriți-vă. Dropează un mascul. Masculie. Am văzut. Am apucat să văd. Dă, Doamne, să-i fi copiat statusurile lui asta. Și la melee și la HP. Că după te sacrific pe tine. De fapt, oricum cred că îl sacrific. Că ăsta s-ar putea să iasă mult mai bun decât ăla. Indiferent cum ar fi. E îndeajuns de cald afară. Sau mergem la foc? Mergem la foc. Cât e ceasul, mă? 19 grade? Ia să-i dau ăstea așa. Pregătiți-vă. Trei milioane și asta. Și 26 i-am pus eu pe milii. Bagă o licoare magică în tine. Și pastea, de fapt, să le ai. Bă! Cred că tocmai ce ne luăm adio de la Alfa. Că ăsta mai și curentează puțin. Am evoluat, gata, nu mai folosim Alfa-ul. Ia să facem noi de-astea, mă. Facem două de-astea de aer condiționat. Și nu mai incubăm noi la foc. Putem să le punem undeva mai aici, să nu facă atât de multă gălăgie. Uite aici vreau să-mi pun. Așa. Face gălăgie, știu. O să opresc eu gălăgia. Doi! Doi băieți puternici. Și tu vreau să-ți dau. Mă, mută-te unul. Stai așa că e bine, că pot să-i dau acum. Bun. Bine ați venit în familie. Haideți mai aici, măi. Mă, flăcăi frumoși. Nici nu m-am uitat la statusuri, urmează, urmează. Bun, 71. A, n-a luat atacul, bă. Așa, mă. Dănuț. Electric Dodorex, Griffin, Dragon, Dragon, scuzați-mă. Ăsta, mă, Electric Rex Saddle. Pe ăsta îl căutam. Dar nu se face aici, a? Ba da, ăsta e. Electric Rex. Ce trebuie? Elemental Metal. Elemental Metal, ce ciudat sună. Metal Elemental. Și în română sună ciudat. Și Electric Hide. Ok. Mai facem niște breeding. Pentru sânge și hide. De fapt nu, pentru sânge nu, că mai avem. Uhu, sânge e destul. Ia să facem noi 50 de bucăți, deci 100. 100 sângeriu. Nu, stai că aveam deja. Aveam deja aici făcute. Deci mai avem nevoie doar de piele. Tu stai aici, urmează să mori. Ia să mai iau eu din darturile alea de le tot făceam, mă. Mai luăm 50 la noi. Ne ajung astea încă 50. Avem 79 în total. Arma s-ar putea să se strice. Hai să reparăm și arma. Doamne! Faci drumuri degeaba. Ce? Bă! Mă băteam cu asta, dădeam F și E. Credeam că e Smithy-ul, mă. Dar e o masă simplă asta. Ăsta e Smithy-ul, mă! Ce-i cu tine, băiatul? Hai că mai ai puțin și intri în mama ta iar. Dar acum pe alte căi. Bolnav jocul ăsta, bă. Nu-i așa, Georgica? Bun. Ready to mate. Dă-i. Hai că stau cu spyglass în curul tău să văd imediat ce pică. Dăm tot mascul. Vreau tot mascul. Dar să-ți ia statusurile. Masculie. Așteptăm incubarea acum acolo să ajungă la 1. Punem din nou astea. Frigiderele era să zic. Punem aerele condiționate. And now we wait. Așteptând. Ăștia încă dau drumul la treabă. După ce își revine fata asta. În 3 minute. 3 milioane, nici acum nu vine să cred. Deci are 200 de mii el așa. Dacă îi mai pui un punct. 140 de mii per point. Ăștia or să fie mai buni decât mămica lor. Cred că îi facem undeva la 5 milioane dacă le dăm HP-ul să-l maxăm. De fapt nu să-l maxăm, să dăm puncte câte am dat în asta. Aceleași statusuri. Nu-l vrem. Dar până îi dau eu 16.000, da, hai că îi dau. Îi dau așa, ușor, ușor. Needs care. Îi dau eu, nu vezi că îi dau. Jos. Am făcut rost de piele. Hai să facem saddle. Bă, uite cum facem.
că deja s-au făcut multe, dar treaba asta cu breeding-ul sigur vă plictisește, că și pe mine mă plictisește. Și nu vreau să bag în episod mizeriile astea. Așa că oprim episodul acum, mai fac eu breeding, mai văd poate găsesc vreun mascul să-i copieze statusurile, ambele statusuri bune, ăsteia, de 71 și 43, poate chiar mai mult, nu știu dacă e posibil să-ți dea mai mult, nici nu știu. Și ce să mai zic, ne vedem cu următorul, care e episodul 9. Mamă, dacă e 9, înseamnă că voi când vedeți episodul 10, hai, pula mea, fac 30 de ani. Fac 30 de ani, hai, ne vedem în următorul. Peace! Stai că era cu mâna asta. Peace! Bă, ne-am întors în episodul 9! Dacă v-ați uitat la toată seria și ați ajuns până aici, cinste vouă! Dacă nu v-ați uitat, ați putea să faceți treaba asta cu aia, că nu, bă, nu-i așa greu să te uiți la el. Nu, e mai ușor să te uiți la ele decât mi-a fost mie să le fac. Asta clar. Și dacă ești cu seria la zi și ai văzut episodul 8, știi că am prins T-Rex-ul ăsta, electric, și v-am zis că opresc episodul cât timp fac eu breeding ca să nu vă plictisesc cu treaba aia. Și am făcut. Și au ieșit mai mulți. Îi am pe ăștia 3, care sunt de bătaie, altceva n-ai ce să faci cu ei, cu statusuri bune și ăștia, doar că, na, sunt în plus. Uite, și ăsta are 71 la HP cu 43 mili, ăsta la fel. Și asta e aia originală, prima pe care am luat-o. Pentru că n-am mai făcut-o pe asta, că n-are 100% la imprint, și am scos din ea un mascul și o femelă, cu statusuri 71-43 ambii, dar cu 100% imprint. Nu știu dacă face vreo diferență, dar... Na, salut. Ei încă sunt pe ele. A, și avem și pe ăștia aici. Am și uitat. A, nu, stai. Astea nu se pun. Astea sunt femele și le las aici pentru ouă. Că avem nevoie și de ouă electrice. Uite, avem 4 deja. Și unul care e gata de eclozare. Hai să vedem ce ne dă. Și are și statusurile bune. Nice. O ducem aici frumos. Și după aia mergem cu ăștia electrici să batem țestosul ăla. Mă, dar vine cu viteza luminii. Mai ești de fulger. Bun, și ca să facem testul, noi nu ne luăm nimic la noi. Lăsăm totul acasă. Și tu, și tu, veniți cu mine. Bă, da. Parcă în partea cealaltă mă era. Uite, pe insulița aia se spauna mereu țestos bun. Știu că se spaunase unul de nivel 1 prima dată când am intrat. Unde dracu' fi dispărut ăla? Haideți, nenorociților. Să dormă cu pace. A, uite-l, mă. Hei, stai așa un pic. Am lăsat spyglass-ul acasă. De fapt, la bază. Acasă. Nu știm ce nivel are. Ce știu e că trebuie să le dau ăstora niște puncte. Că sigur au făcut 2-3 puncte. Să le dau niște puncte pe HP. 1.600.000. Îți ajunge deocamdată. Ai de pula mea. Ce-a fost asta? A făcut ăla gălăgie. Cu cine să bate, mă? E, cu noi, acu. Sper să nu murim. Prima noastră confruntare cu un boss. Stai să vină toți. Să-l înconjurăm în pătrat și să-i dăm 3000, cam puțin. El ne dă cam mult, mă. Putem să-i dăm ceva cu C? Mi-a omorât pe ăștia. Eu încă dau, eu încă dau. Am licoare, da, aia încă dau. L-am rupt! Mi-a dropat semințe și ăsta ce e? Aiming here, this will summon a wild tameable. Bă, așa da, mă. Și saddle pentru următorul pe care pot să-l tăimuiesc. Bă, așa mai vorbim, mai discutăm. Nici n-am observat ce nivel avea ăla. Dar sincer, nici nu mă interesează. Am murit. Ai tot ce contează. Am mai dropat ceva pe aici? Nu cred. Tot ce s-a dropat mi-a băgat în inventar. Hai la bază să plantăm sămânța. Îi dăm direct pe aici. Ne omoară ceva direct pe aici. Ceva mare pește. Să sperăm că nu. Dar pirania aia în episodul 8 ne-a luat 1.500.000. Nu știu cum au reușit ăia. Uite ca ăsta, uite cum îmi scade. Iută-l pe ăla. Un Baryonyx Hydro. Vrea el scandal cu mine. Mă. Mert. A luat-o. Seeded. A luat-o, mă. Iete, ca și crescut. S-a început bine episodul ăsta. Acum, ca să-l batem pe ăla de foc, avem nevoie de un Hydrorex puternic.
deși nu știu care e bossul ăla de foc. Și ca să-l batem pe ăla electric, cred că avem nevoie de vulcanic puternic. Dar a zis că e tameable. Bă, ia stați un pic! Să încercăm ceva cu ăsta. Că dacă nu mă înșel, scria pe el că e tameable. Deci zice așa, aim in the air. This will summon a wild tameable Hydro Guardian. Cum adică? Aim in the air, nu mai aim. Așa. Hei, stai că ești tameable. Cum? Nivelul 145, trebuie să-ți dau Keyball. Acu vin și cu Keyball și cu de toate să văd ce se întâmplă. Și fructe d-alea îți dau dacă e nevoie. De toate îți dau, mă. Aveam Keyball-ul la mine, dar hai să luăm și fructe de-astea, că nu o să știe niciodată. Mă, bun. Unde te-ai dus? Pișcoțel! Mă! Ai, în partea asta, în stângă. Nu pleca! Stai, să pun Keyball-ul aici. Nu mi-apare prompt. O vrea să-i dau knock? Prima dată? Nu cred că e bine aici, dacă. Nu l-am sumonat unde trebuie. Că-l mănâncă ăștia. A, păi știu cum facem, mă. Ne interesăm pe net. Revin. Bă, m-am uitat la unul, a dat release la Guardian și după imediat a folosit o licoare de-aia de HP și ăsta când s-a spawnat deja teimuit de el. A zis și ăla că nu trebuia să se întâmple asta. Nu știe nici el ce s-a întâmplat. Să încercăm și noi așa. A, dar asta e slăbantare, acum am uitat. Vezi, mă, că ăsta nu mi-a mai dat nimic. Ăsta era de la tameable. Mai avem unul singur, așa. Avea 300 și ceva de mii torpor, deci luăm toate darțurile. Mai luăm niște licori de alea de HP și mergem să mai căutăm țestoși. Așa, suntem pregătiți. Era bine dacă mai găseam niște gerboa de-aia mitic, să ne dea licori pentru XP. Mai dădeam băietului ăsta ia niște puncte. Anul ducem în 3 milioane jumate prima dată, deci îi mai dăm încă un punct peste ăsta. Să trecem de 3 milioane jumate HP și după aia restul îi dăm doar pe melee. Acum nu știu dacă sunt capabil să-l bat singur pe ăsta. Cred că prima dată dăm drumul la licoarea aia de HP și după începem să dăm în el. Și să batem așa în retragere. Hai să vedem. Să ajungem la el prima dată. Îndepărtează-te. Îmi cam dă, bă, băiatule. Trebuie să fiu cu ochii pe HP acolo. În 14 secunde să-mi dau iar ăla. De fapt, în 12, în 10. A, dar nu-i nevoie, mă. C-a picat, mă. Ai, de pula mea, tu de unde ai apărut? Nu pot să o dau 70 de secunde, fugi. Bă, al doilea de unde a venit, mă? Păi, dar e frumos așa. Vine, mai vine. Vine. Vine să cirba. Hai, mă, că îți dau și ție, mă. Într-o jumătate de minut. În jumătate de minut îți dau și ție. Te execut și pe tine, dragule, cu drag. Cu drag, dragule. 15 secunde. Hai, mă, și îl bat, acul bat. Nu, acul, că acul trebuia să mă duc până la toaletă, dar acul bat. Treci. La căpățân aici îi dau 12.000. Am bătut 2. Uitați aici câte ne-au dat. 4 milioane. Și fiți atenți cum a făcut băiatul ăla. Hai să facem și noi. Deci el a apăsat să facă sumonarea și imediat a activat o licoare de asta. Așa că facem și noi. N-a mers la noi. La noi n-a mers, mă. Chiar mă așteptam să fie mers. Ia-i să vedem. Cât de repede murim așa. Bă, aparent nu unde a ajuns de repede. Dar urmează, urmează. Fugi! Nu-i bine. Nu-i tactică bună, că mor așa. Dar îi dau și fug. Îți dau și fug, fraiere. Ni la el, mă, cum l-am prins. Am zis că fac un thumbnail, dar nu facem acum. Durează prea mult, bă. Și unele nu le ia, fii atent. A, mă mir.
Hai mă, mai stai blocat puțin. Putem așa în încărcatul pulii. Nici măcar jumătate nu i-am dat, bă, până acum. Dar dacă s-ar bloca cum e aici, acum... Vezi că i-am dat câteva lovituri. Vezi că la picior, mă. La picior acolo ia mai bine torpor. Cred că la picior și la cap. Da, la picior. Hai că e bine așa. Dar e nivel 55. Eu voiam să fie ăla primul de 145 pe care l-am omorât săracul. Nu, s-a deblocat, mă, fii atent la el. S-au avut o tentativă. Oricum nu cred că rămâne așa până la 192. N-avem noi norocul ăsta. Sau? Ia vezi, mă, cât de mult l-am dus. Bă, îl prindem. Nu mă așteptam episodul ăsta să facem treaba asta. Nu, no, e mă, imposibil. Ce ar putea să se întâmple? Doar un crash îl salvează acum pe ăsta. 191 și 2, a picat. Mi se pare prea ciudat să fie așa ușor. L-am luat, mă. Nu e el cel mai bun, dar... A, stai. Îl ducem repede la bază. Bun. Ia vezi, mă. Bă, dar ești prost. Doamne, cât e de mers până la bază, bă. Hai să le liberăm. Eu. Bă. Să punem un saddle pe el. Aia e, mă. Are viteză cam mare. Prin apă, cum te miști? Destul de prost. Mă așteptam să se miște foarte bine prin apă. Ok. ...70 de puncte, am băgat câteva în el. Să vedem. 1.000.000. Hai să-l facem de 2 măcar, sau 1.500.000. Nu, de 2, merge de 2. 2.000.000 și 30 de puncte acum pe mili. Hai să-ți dăm și una de-asta. Nice. Băgăm 2.000 în tine. Și acum să mai testăm noi ce atacuri ai. Click dreapta. Dai din cap. A, ba nu. Invocă tornadă. Bă, că avem atacul ăsta. Care-i cam gălăgios? Pe X avem ceva, nu, pe R. Nici. Păi rupi cu ăsta. Bă, cine-i rege pe deal? Eu. Liderul crăciților. Asta cu tornadă mai greu, mă. Are timp de încărcare mult mare. Mult mare. Durează mult până se încarcă. Și până o dă iar. Dar asta distruge tot ce e în fața mea, mă. Da, bă. Cerboa. Mamă, ce dărâmă fauna. Hai să dăm drumul la tornadă. Dar n-am mai avut pe cine. Că l-a rupt săracul. Eu ce să bat băieții acolo. N-ai, mă, ce să-i mai faci. Distruge și stânci și tot. Uite cum intru în copaci ăștia. E destul de OP băiatul ăsta. Voi vă dați seama dacă îl luam pe la 250. Hai înapoi la bază cu el. Facem o capcană mare și încercăm să prindem altul, bă. Sumonăm unul până ne dă iar 245-150. Aici facem capcana, că tot am făcut loc. Uite-le, astea, tata.
Aici vine prima, aici a doua, a treia, aici a patra. Mă, bun, cred că trebuia să-i dau eu astea să nu fie snipuită, ca să văd pe aici. Pe aici nu văd, dar pe aici văd. Ala e capcana. Ăsta e băietul. Nivel. Mă, stai acolo. Mă! Noroc că ești slab și te omor repede. Uite-l, bă, cum a rămas aici. Nu e, capcana e mică. Da, e bun de un test. Să vedem dacă al nostru îi dă damage sau dacă ăla dă damage țestoasei noastre. Că dacă ăla ne dă damage și noi nu-i dăm, nu prea e corect. What? L-am rupt, domnule, l-am rupt. O șansă n-are. Stai aici cu noi, îi umărâm repede pe ăștia. Și până prindem unul de nivel peste 100, peste 130 aș vrea. Dar știi ce facem? Că iar stau pe farming și pe mama dracu și o să vă plictisesc iar. Așa că terminăm episodul ăsta așa. S-au făcut destule în episodul ăsta. Am tăimuit și guardian de ăsta, am bătut și de aia sălbatici, am făcut rost și de primul fruct exotic, fructul hidro. L-am dus pe ăsta în 2 milioane, am văzut cum rupe. Hai, ne vedem mâine de ziua mea cu aia. Bă, episodul 10, 25 august, Tizo, 30 de ani. Gata, bă, hai, ne vedem mâine. Peace! Bă, ne-am întors cu episodul 10, 25 august. E ziua mea, coaie, 30 de ani am făcut. Hai să suflăm în lumânări. Bă, avem episod special, nu? Să vedem cât de special e. Ca și editat, ca și mărime, aș vrea să fie puțin diferit față de astea primele 9. Dar dacă nu reușim, la mea. Las, că nici ziua mea nu e chiar așa specială. Bă, să vă arăt ce mi-a luat Sorina de ziua mea. Nimă psihopata ce mi-a luat. Bă, voi vedeți? Și mi-a mai luat ceva, dar nu pot să-l arăt pe YouTube. E un dildo. Dar e doar atât, micuț. Mă strânge. Deci am deja cadou, vă întrebați. Pentru că Sorina mi l-a dat, cred că pe 1 august. Sau mai devreme, nici nu știu. Cu o lună înainte mi l-a dat, că n-am mai avut ea răbdare, mă, să văd eu ce mi-a luat ea. Ea e Sorina. Nu face prea multe, dar și când face, nu face nimic. În bun, gata cu tortul și lumânările, ne întoarcem la joc. Bă, v-am zis în episodul 9 că încerc să mai sumonez unul de ăsta până prind unul puternic. Bă, și l-am prins. Doar că problema a fost alta. Dacă mai știți, la final eu am făcut capcană. Uitați cum a decurs treaba cu capcana. Vă las aici poză. Deci nu, it's a big no-no la capcană. Pentru că ăștia distrug pereții aia imediat. Ce am făcut în schimb? Am încercat prima dată. Prima dată am încercat să-i bag în peșteră și nu, n-a funcționat așa bine, trebuie să-i omor și pe aia. Și m-am gândit să-i duc în locul unde l-am dus pe ăsta și i-am blocat acolo, mă. După curba aia. Și l-am prins pe ăsta, mă, tata lor. 281, deci nu are niciun punct pus. Am așteptat să încep episodul, să punem împreună punctele. Am băgat și licor în el, i-am dat și pe pica. Uitați, e la 10. Deci nu, nici măcar n-am pus puncte, 0-0-0 peste tot. Am zis că-i bag toate licorile astea, îi le dăm. Îi dăm drumul, ține mea apăsat în 3-2-1, dă-i. What? 77 de puncte, pregătiți-vă. Îi dăm pe HP. Deja am, mamă, deja 3 milioane. Exagerăm cu ăsta. Îl facem de 10 milioane, nu cred. Avem Hydro Guardian de 10 milioane HP și încă mai avem spare points pentru, stai, nu torpidity, pentru milii, mă. 2172 milii. Bă, e super super OP ăsta. Nu știu ce poate să ne-l mai omoare. 115 milioane. Fugi. Da, vedem, vedem. Are doar 10 milioane și am văzut dinozauri cu 37 de milioane. Ce trebuie să facem noi astăzi? Goal-ul. Care este goal-ul? Goal-ul este să plecăm cu ăsta de aici, de la noi, până aici. Că aici sigur găsim gardian de foc. În altă parte nu știu unde am putea să găsim. Da, și am văzut și electrici pe aici. Nu știu, vedem, ne înțelegem. Deci o să mergem așa frumos pe aici. Aici o să fie o problemă, cred. Traversatul. Da, voi nu o să simțiți, că na, editez. Hai să-i dăm drumul. Dar stați, că nu-i dăm drumul. Am zis că-i dăm drumul, dar nu-i dăm. Că mai avem doar 4 darts. Că, na, le-am consumat. Mai luăm niște resurse, ceva important la noi. Kibble, avem kibble, mai avem. Mai avem 7 bucăți. Ne ajung astea. Nu știu dacă o să ne trebuiască, dar totuși să fie la noi. Bă, de fapt, n-am ce dracu să iau la mine. Hai mă, plecăm așa. Noi mergem doar să omorâm, nu mergem să teimuim nimic.
Era bun dacă avea și viteză mare în apă asta. Dar măcar face potecă frumos. Rupem, domnule, rupem. Trebuie să traversăm, mă. Aici se traversează. M-am dat jos după el din greșeală, mă. Să mor pe aici. Cu click dreapta îl ridic din apă. Dar dă drumul la tornadă. Uite-mă, aici l-am prins. L-am dat după colțul ăsta. Și s-a blocat aici. Eu, că noi nu vrem să ne blocăm. Mai avem puțin și ajungem. Și dăm drumul la treabă. Mamă, ce distruge ăsta și pietre și copaci. Tot, mă, tot. Radetat. One hour later. Bun, trebuie doar să traversăm. Nu cred că avem vreo variantă mai scurtă, așa că îi dăm direct pe aici. Și dacă ne atacă ceva, ai, ripostăm. Uite raftul. Nimă de ăla de nu-l suport eu. Vei ce-i dau. Vei ce-i dau. Cine a îndrăznit? Nici nu a apucat să schițeze. Facem o dreapta încolo, că pe aici nu prea am fost. Nici nu se randează bine. Eu, s-a schimbat clima. Îi dăm așa ușurel pe aici. Dar să mișcă puțin cam greu, mă, că nu am fost pe aici deloc. Nică, dacă mă întorc, nu mai funcționează greu. Că am fost pe aici. Dar încolo... Worm acolo. Aia sunt slabi acum. Atât că mă sperii de ei. Că pe gălăgie... Ai, că nu-mi cap aici. Nimă unde am ajuns. 34.000 n-a avut o șansă. Mi-a dat ceva? Yep. Mi-a dat pachet. Sărim? Nu sărim. Mai căutăm? Într-un timp era o șopârlă de aia pe aici, parcă. Nu mai știu în ce episod. Când am vrut noi să ne batem cu viermele ăsta. Oh, capăt de drum. Ce s-aude, mă? Oare pot să trec pe aici? Cu viteză? Încercăm? Încercăm, că... Na. Nu cred! Ce e acolo, mă? Electric Guardian! Aici, mă? Și ăla ce e? Ia să dau drumul la tornade de aici. Funcționează? Nu prea. Cade ăsta? Nu cade. Mă! Spider-Man! El e omul paiangă, da, mă. Dă-te jos, mă, prințule. Dar ușor pe aici, ușor. Ușor! Nu, că ții damage! Și-a luat damage. Înapoi, înapoi! Ah! Nimă! Cum s-a pus ăla? Pe tavan! Cum urc eu, mă? Cum facem să urcăm din nu în jos? Vreau în sus, nu? Aproape e mort ăsta, 10 milioane, uite, numai din fall damage. Bă, trebuie să urc înapoi la ăla, mă, cum? Mă duc cu tornada. Nu vrea. Hai, mă, pe aici. Cumva trebuie să facem să ajungem iar acolo. Dar pe aici, pe undeva. Ha? Nu, e doar un garaj aici. Clar nici pe aici. Mai înaintăm puțin. Urcă pe aici, hai! Arată încă poți. Nu vrea să-mi arate, deci nu poate. Nu, mă, să nu cazi, așa. Sus, bravo! Taci! Pe aici? I guess. Or I guess not. Nu e mai sus, vrea, mă. Nici îmi face el. Am luat și foc acum. Pe aici nu pot să intru. What the fuck? Clar că avea loc. Era clar. M-am întors aici. Hai, pe aici. Ia, vezi că a apărut și un dragon. Oare ce dorește el? Ia. Dragon electric. 14.000. Mă. You're not worth it. Ok. 103.000. What? Ăștia de foc sunt super sensibili acolo la gardianul nostru. Ba, asta îmi place rău. Ce-am făcut aici? Stânga sau dreapta? Nici nu mai știu. M-am arătat ciorbă. A, pe aici, mă. De fapt, nu pe aici, ci aici. Că e imediat. În gaura asta, pe... A, nu. Nu în gaura aia.
în altă gaură. Vorbim de găuri diferite, băieți. Aici, în gaura asta. Și dau eu cu spatele așa ușor, până cad, și când cad, cad la el acolo, acasă. Mă! Așa. Cazi. Ce te ține? Coaie, ești în aer la propriu. Înaintează! Bine. Mai dăm o licoare și îi dăm direct. I-am dat click dreapta, nu voiam să-i dau click dreapta. Cât are ăsta? 400 de mii, 65 nivel? Nu ești așa. E blocat aici. O, ce le dă tata lor. Dar al ăsta doar 7900, coaie. Ce, mă, l-am bătut deja? Da, bă. Bă, cât noroc am avut că l-am prins aici. Asta e cadou de ziua mea. Ne mai trebuie ăla de foc, nu? De fapt, noi după ăla venisem aici, la vulcan. Problema e că mai avem o singură licoare de asta, bă. Așa că hai să căutăm și o pârla. Nu în apă, mă, că nu-mi place în apă. Te miști greu în apă. Unde n-am fost? Pe aici n-am fost. Hai, mă! Dă-ne și o pârlă ceva. Voi nu vreți să știți cât am mers până acum. Nu, că pică în lavă. Bă, dacă nici aici nu găsești... Unde o găsești, mă? Pasta de foc. Nici a apărut aici. A, ia, mă, ce știi? A, nu știi nimic, mă. Nimic nu știi, nu mai ești bun de nimic, gata. Nu știu, bă, pe unde să mai caut. Am senzația că am fost peste tot pe insulița asta, dar nu cred. E asta cum a rezistat. Bă! Și da, m-am întors iar aici. Dar nu-i bine, mă. Hai în partea aia. Dar în partea asta nu mă lasă să trec cu el. Ha, dar l-am păcălit aici. I-am dat țeacă. What? Muriți, măi. Și tu, mă. Mi-a dat foc. Ăsta e frumos. 150. Mamă, dacă eram la punctul ăla al jocului în care aveam nevoie de alfa, ăsta era perfect. Și Electric Rex 200. Femelă, bă, unde ați fost, mă, când întrebuiați? Ni în apă! Bă, dar pe aici n-am fost, mă? În apă, în lavă! Doamne, 600 de mii aproape ăsta, bă! Nu pica de tot! Nu știu care-i treaba cu Water Tornado astea. Nu știu să le folosesc. Dar, hei, ce știu este că trebuie să dăm drumul la licoare, la ultima, și să ne apucăm de treaba acum. 39, n-are nicio șansă, mă. Mărți ăsta. Înseamnă că avem toate fructele și semințele necesare. Putem să ne întoarcem la bază, bă, și să-i sumonăm și noi pe ăștia. Nice. Hai, ne vedem la bază, o să fie un drum. Ai de pula mea, lung rău. 115 milioane. Fugi. Fugi că-i lângă noi. Cum dracu e ăsta? Nimă la ăla. Auzi la el, 115 milioane. Nightmare. A avut noroc că n-am vrut să-l rup. 115. Și noi am zis că e super OP ăsta cu 10 milioane și ăla are 115. Mie mi se pare că dau mult când îl văd pe ăsta că dă câte 40.000 damage. Dar nu e, mă, cred că sunt sute de mii, unii chiar dau cât un milion, două. E posibil per hit. Că na, dacă nu dai 2 milioane, 3 milioane per hit, când iei tu ăla 115 milioane? Aproape am ajuns, bă. Dăm drumul la plantație și facem toate kibble-urile posibile acum. Cred. Stai, când că nu avem demonic eggs și dalea. Și la o altă putere.
Mă, bun, ne-am întors. Să vedem ce luăm de aici. Tot. Nu tot, trebuie să aruncăm multe chestii. Inima de Giganotosaurus. Când am omorât, mă? Ok. Primul lucru pe care îl facem este să plantăm aici Electric Seed. Punem ăsta și Electric Seed. Split one. De ce nu vrea, mă? Ah, știu de ce nu vrea, mă. Din cauza mea nu vrea. Trebuia să fac asta prima dată. Bun. Și aici scoatem. Să punem de foc. Vulcanic. Gata, mă, le avem pe toate trei. That's nice. Restul le punem în congelator. Bun. Și aici mai băgăm astea. Și acum să ne uităm la Kibble. Primal Bones. Tocmai a apărut o eroare. Aici nu putem să ne băgăm deocamdată. Aici putem. Ba nu, că n-avem Shadow Egg. Da, mă, unde putem? Putem aici? La Fairy. Da, uite, de-astea putem să facem. Și cred că și Mythic putem să facem. Ia, hai, mă, să încercăm. Dar facem un Smithy nou, doar pentru ăsta. Ăsta aici, e doar pentru Kibble. Ce mai trebuie să mai băgăm? Fibră. Fructele normale. Băgăm și un stack de ăsta de 10.000 de fibră. Ne urcăm pe trike. Ne urcăm pe trike în cur, că n-avem trike. Ne urcăm pe parasaur. Sau aveam și trike, nici nu mai știu. În fine, dă-i cu parasaurul. Bun, avem și fructele normale acum. Și trebuie să umblăm și la ouă. Și nu doar. Ouă, cartofi. Și sânge. Și luăm tot sângele ăsta de aici. Sau luăm din fiecare. Ba nu, mă, luăm pe tot. Mamă, suntem prea grei. Ne atârnă ouăle greu. Ce ne mai trebuie pentru ăsta acum? Stai așa. Deci Shadow Egg. Da, doar ouă de-astea ciudate ne mai trebuiesc. Pentru asta avem să facem unul și pentru asta doar unul. Stai! A, nu avem, încă nu avem fructe de-astea multe, mă. Dar facem Shadow, că ne trebuie Shadow Egg. Electric Fruit ne mai trebuie. Hai să vedem dacă s-au făcut în cur. Și-au și dispărut. Stai așa un pic. A, nu, că scrie Volcanic Seed și Electric Seed. Stai, le dau lopată. Mai avem lopată aici. Uite, nici ăsta nu are lopată. Acu are. Bine că te-ai trezit acu brusc. Și cu fructe. Da, aici, ăsta îmi trebuie. Hai să punem mai multe, bă. Mai facem niște crops. Bun. Le dăm lopeți. Le dăm fertilizant. Apă le-am dat deja. Le dăm semințe. Și așteptăm. Îi forțăm și pe ăștia puțin. Că na, ne trebuie fertilizantul ăla. 24 de bucăți. Le punem aici frumos. Și aducem semințele acum. Problema e că de-astea avem cam puține electrice. Bine, nu cred că e o problemă. Că ne ajung alea. Aia e. Voi înapoi aici. Că nu se știe niciodată când mai avem nevoie de voi. Bun. Asta prima electrică. Ne-a dat ceva. Ne-a dat. Perfect. Rezistă astea bine aici. O, câte 7 zile la ouă. Perfect. Și la semințele astea. Câte 24 de ore. Bă, ca lumea. Nici nu ne mai scot de aici. Fii atent că pentru ăsta avem nevoie de Mythic Egg. Deci facem unul și Mythic. Trebuie să prindem legendar, mă. Ca să avem Legendary Egg, de ăștia n-avem. Bun. Și o pereche Mythic, sau măcar o femelă. Dar pentru Mythic avem nevoie de Shadow Egg. Deci prima dată Shadow. Nimă că au dispărut iar unele. Ciudat funcționați. În fine. Am luat Kibble-ul la noi? Nu l-am luat. Mai facem niște darts. 67 de bucăți. Ne urcăm pe ăsta. Că cu ăsta distrugem tot, ba nu, cu ăla distrugem tot. Pe ăsta mergem. Și acum nu știu pe Shadow dacă ar trebui să prindem curcanii. Sunt tameable curcanii? Hai să vedem. Hai să căutăm unul. Dacă nu, uite gerboa. Hai să-l pun pe ăsta pe pasiv. Acest gerboa. De nivel 150. Femelă. Nici că i-am dat și cu curent. E prima dată cum văd. Le voiam să dau un ăsta, mă, nu un ăsta. O să dureze ceva. Și de fapt nu o să dureze că tocmai mi-am dat seama că nu avem Kibble Mythic. Deci tumori.
Nu avem Mythic. Avem Shadow și unul de Fairy. Ce stă el acolo? Pașnic. Hei! Nu m-a ajuns cu nimic, că altfel te prindeam. Dar cu ăsta mă mișc greuț, mă. Cred că mă întorc, că nu sunt departe. Și luăm iar băietul ăla mare. Marele gardian de apă, Hydro. Nu ne mai ajunge insula asta, bă. S-a umplut. Hai da, băiete. Alex Nedea, să nu te uiți la clipul ăsta. Deci, avem în fața noastră un exemplar. Stați că așa nu se vede. Îl avem pe ăsta, care e femelă, dar nu știu dacă mă ajută cu ceva să-l am pe ăsta. Și îl avem și pe băietul ăsta, care e tot așa, nu știu dacă mă ajută. Dar încercăm la ăsta. Dar n-avem steri. I-am dat, nu cred! I-am dat-o pe asta. Eu! Și nu-și ia torporul. Aaa, trebuie să-i dai de ăla, mă. Trebuie să-i dai noc cu bulovan în cap ceva. Deci nu-i afacere ăla. Ăsta nici atât. Bă, dacă nu mai găsesc un curcan de ăla, mă. Ia, dar-i mitic. Nu ne trebuiești decât mort. Mort ne trebuiești, ești bun mort. Bă. Dar am trecut, adineori am trecut pe aici. Am fost, am verificat insula aia. Când dracu s-a spawnat, mă? Dar mie îmi convine. Toate că, bă, are mult torpor, mă. Nu știu dacă pot să-i dau bow la ăstuia. Verificăm acum. Ești bolificabil? Nu e. Trebuie să-i dăm așa, bă. Fugi, mă. Trebuie să mă îndepărtez mult cu ăsta, că ăsta are viteză. Tactică. Și îl păcălesc după malul ăsta cu să intre în apă. Îi dau cam multe misuri. Bă! Bă, dar dă-n el, mă. Du-te în morții, mă, mă duc direct la el. Aie, dacă mor, mor. Până rupe... Dar nu, mă. Așa. Și acum sări în apă. Nu, pe lângă. Să vină, să intre el în apă. Știu să vorbesc. What the fuck? Sper că nu-mi dă mult. 19. Bă, ce m-am speriat degeaba. Stai aici unde fugi, mă, năzbâtie. Că încep fulgerele, nu vezi? Shadow. Turkey. Mergi dintr-una. Dacă am găsit mascul, Shadow Eggs, o să avem o grămadă. Mă, că urât ești. Bun, ne trebuie masculul acum. Hai să mai căutăm. Ia vezi. Ha, tot femelă, 240 scârba. Și acolo, mascul dă 85, perfect. Asta moare. Chiar a murit instant. Nu-mi permit să-l omor și pe ăla. Nu, nu. Așa că tu, băiete, stai aici. Tu, hei. La mine ești tu. Băieti. De ce fugi, mă? Tu spre mine trebuie să fugi. Nici chiar așa. Hai că nu suntem chiar așa prieteni. The fuck? Mi-a spart. Oh. I did not see that coming. Nu-i problemă, ne întoarcem. Nimă, la ce dă damage-ul ăla? Pteranodon. Unde ești? Ți-am zis că nu te mai folosesc niciodată, dar e nevoie de tine. N-a plecat al dracu de lângă mine, mă? Să-mi iau alea. Stai cu minte acolo. Și acum noi îl batem de aici, de sus. Putem? Asta e întrebarea. Putem? Putem? Nu v-am arătat, dar arată de 8 ori. Bă, ăla-i deștept și vine după mine, fii atent. Fii atent că-i după mine! Ni la el, mă. Bă, dar dau niște misuri, nu știu cum. Ha. Câtat parcă-s prost așa. E puțin blocat acolo. Nu mai e. Ce dracu?
Eu cred că l-o stai milă de mine. Zice, hai mai dă una, te mai las. Bă, ce misuri, îmi vine să sparg monitorul, să-mi bag pula în el. Explicați-mi-le voi, că eu nu... Nică vine! Hai înapoi pe plajă, așa, bravo. Trebuie să le încarc eu pe amândouă. Să schimb repede, să dau două deodată. Bine, două deodată. Mult zis două deodată. Dau două mai repede decât dau una. Nii, mă, s-a apucat să-mi bată țestosul. Fugi! Nu fugi, mă. Fugi că-i prost, nu vine. Eu, că nu mai avem armură pe noi. Uite cât stau eu după terminatul ăsta. Jumătate de episod. Unde e, mă? A dispărut, mă. Păi mi-am luat o secundă ochii după el. A, uite-l. Deja mă stresează rău de tot. Uite și tu! Du-te, mă, în morții mătii. Bravo. Dă-l în morții măsii, că am trecut prin el acum. Bă, ceva nu-i ok, mă. Sunt așa de partea cu de pteranodonul ăla. Nu, 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 nu! Nu, mă! Am glumit! Hai de pula mea, hotărăște-te, dracu, vii la mine sau nu? Du-te, mă, în morții și Hristoșii mătii! Nu cred, deci nu cred așa ceva! Ce dodge-uri îmi dă ăsta! În sfârșit! Bă, te ajung acasă și te bat! Ești prost rău, mă! Uite așa, strânge-l de gât, morții lui. Numai cu curcanii nu m-am bătut în jocul ăsta. Hai cu ei la bază și după ăla ne întoarcem după. Să dăm drumul la El Polo. Să uite ce bine arată asta așa. A, te-am dat aici, de ce te-ai dus acolo? În fine. Ce aveți, mă, de țopăit? Uăuți deja. Mai avem nevoie de femele totuși. Așa că hai să-i dăm drumul la breeding. Până scoatem femeile 3-4 și după aia oprim breeding-ul și ne dăm drumul la ouă. Nu sună deloc ok, știu. 6 bucăți aici, 9 aici, hai mă să fac repede. Și bonusul ăla de la lopată contează. Între timp, hai să mergem să ne luăm titanul acasă. Și ar trebui să schimb eu, să bag un mod ceva pe cryopods, să nu fie nevoie de frigider mereu când dai drumul la dinozauri afară din ele. Dă-le și fără cryo sickness. Pur și simplu, le dai drumul unde vrei tu. It would be great. Nu credeți? Eu așa cred. Treci în Pokeminge, Bulbazar. Mamă, cred că 50 și ceva de darts am folosit. Pentru curcanii ăștia. Încă așa ceva? Bă, fiți atenți ce m-am gândit. Că nu e așa de specială ziua asta, neapărat că e ziua mea. Pula-mi pizdă. Mai e și la anul. Voiam să joc mai mult azi, ca să scot videoclipul ăsta de ziua mea mult mai lung, dar voiam să joc așa de mult încât să terminăm seria. Dar tocmai mi-am dat seama că e cam imposibil să fac treaba asta, așa că terminăm episodul ăsta aici, acum. Seria continuă, nu se oprește pe 25 cum era planificată, că așa era planificată. Facem 10 episoade și al 10-lea să pice de ziua mea și să terminăm seria atunci. Dar nu, nu s-a putut. Durează mult și editatul și jucatul și mama dracu, înțelegeți voi. Ce e important e că seria continuă, nu știu dacă mai continuă cu episoade zilnice, vedeți și voi mâine. Dacă apare mâine episod, înseamnă că încă îi dau pe editat ca lumea, încă se joacă, încă se filmează. Că astăzi, fiți atenți, nu știu dacă se observă, dar astăzi, din trecut, e 8 august. Eu mă joc și filmez azi pe 8 august. Voi vedeți pe 25 de ziua mea clipul. Dar de la 8 până pe 25 mai e cale lungă și e posibil să mai apară vreo 3-4 episoade. Nu știu, vedem. Vedeți și voi, văd și eu ce se întâmplă cu timpul liber, pentru că vreau să mă bag tare iar și în muzică. Mi-am dat comandă de placă de sunet
Trebuie să luăm microfon bun, facem treabă. Mersi că ați fost cu mine până în episodul 10. Sper să stați și de aici încolo. Pula mea. La mulți ani mie. 30 de ani. Hai, peace!